Ho, 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 ho! Bine ați venit la olvorbe! Vorbe! Ce v-a dus moșul, dragii mei? Scuze-mă, ăsta, e moș geriatrilă? Da, foarte bătrân, Paul. Paul, Observ. tu n-ai fost, -ai fost de nou copil cu minte și în -mi continuare mă super. <laughs> moș Căciun cu un, un, respirator din la cu tubul de oxigen după el. Ai făcut foarte multe prostii anul ăsta. <laughs> True, adică na... Uh, all vorbe, joc și vorbe, stream da, e totul pe listă aici, inclusiv Resident Evil! <laughs> Să vorbim despre Resident Evil un pic mai încolo, moșule! Ai supărat copiii cu Resident evil ăla, oh, am primit Trump. reclamații. De fapt, de fapt, eu sunt un fel de crampus al gamingului. <laughs> Vine mă cu jocul mișto, cyberpunk, chestii și vine că l-am pus după aia bagă Resident Evil Revelations. Resident Evil Dead Aim. Uh, <laughs> Un disc da. de PS2. Side scroller light gun shooter pentru Sega Mega Drive. Oh, <laughs> Pune scârbule, acolo. nu ai măcar acolo pot face ceva. Uh, bun venit la o Vorbe, ediția de sărbători, oricare da. ar fi ele, de la Crăciun la Crăciun, că mai avem ceva în România? Poate Hanuca, nu știu cine comunitatea de, de evrei din România au scăzut foarte mult, nu știu exact de ce și nu chiar dacă e motiv istoric pentru asta <laughs> da, da. ce s-a fi întâmplat hai să nu uh, să nu punem scurțișoară să get this thing spicy already, ok? Uh, Edgar, yeah. uh, <laughs> uh... adică, trebuie trebuie să facem rezervele de glumițe problematice. Sunt, uh, sunt Ia mai sunt încă comunități de evrei care merg la la templu, la sinagogă și în România dar sunt și mulți ortodoxi da, true. Deci, uh, hei sărbători fericite. Ok? Nu știu, ungurii ce sărbătoresc? stai că are, un caracioni. Ce? Nu glumesc, Crăciunii caracioni. Am că zici carici ceva, I'm sorry, I'm sorry, m-am gândit la aia, I'm sorry. Caricioni. 90% sigur că e caracioni. Ce mi-a adus, moș, caricioni? se adică nu cum îl zic eu, cum îl zici tu, sigur nu se pronunță. Sigur nu se pronunță cum îl zic eu. Oh, kill me now. Bine ați venit la ultimul episod din All Vorbe, așa că dați zăpadă jos de pe mașină sau imaginați-vă că o dați, am dreptate, global warming, Hey, high five, din anul acesta, 2020, uite că orice lucru are un sfârșit, chiar și lucrurile cu adevărat groaznice, de la Hitler la 2020, că Și zici a... de la Hitler la podcastul ăsta, <laughs> da. nu, nu, ăsta, podcastul ăsta este rezistența franceză, Paul, podcastul ăsta este... Adică se dă bătută, e cucerită destul de rapid. Ai armata franceză! Da, true, rezistența o rupt. O și rezistența. Cum am văzut în documentarul Saboteur. Și eu, un documentar din Glorious Bastards, Paul. Sunt multe documentare pe tema asta. Și podcastul ăsta asta este lumină într-un tunel, if you will, de la capătul tunelului. Și noi suntem Cheia, alianța cheia între Paul și Edgar. CDR! Oh, yeah. Cedere reborn. Vin cei 15.000 de specialiști. Asta e pentru ascultătorii noștri în vârstă. Yeah. Adică pentru ascultătorii noștri. Exact. Statistic să... vorbind... O să supăra pe mine Ignațiu la un stream, un ascultător de la nostru care mai participă la streamurile noastre foarte dese, că am zis în vârstă și am făcut ageism iar. <laughs> I do that a lot. <laughs> men, cred că când zicem în vârstă ne referim la tot cei peste 30 și un pic. Care mai ții minte mișcările politice de la uh, da. începutul mileniului? Na, there you go. Sa -sa -sa -ale -ale și target-ul nostru. Păi cam, măi. Unde -i? Undeva la 28, 30 și chiar 40. Aderarea NATO, Marea Cusarea, Arianța Cheia. Am și am și postulat la un moment dat că avem, avem și ascultători și spectatori de peste 40, dar experiența de gaming e cam aceeași, pentru că gaming a apărut în, în, mare parte ca curent mainstream după ce ne-am născut cu toții. Nu numai asta, Indiferent, dar și... că, unii, că unii aveam 12 ani și unii aveam mm -hmm. 6 pe atunci. Dar și accesul la tehnologie a fost foarte uniform da. în România. Da, da, exact. Așa că atunci când, când cineva a pus mâna pe FIF, cu toții am pus mâna pe FIF, na generațiile de după noi, generațiile, nu știu, 95+, plus, deja vor avea o experiență complet diferită. Da, deja sunt stratificate acum. Yep. Da, aia auzim, aveam chef să mă joc ceva nostalgic, mi-am instalat San Andreas. Baby, no, you're doing it wrong. <laughs> I mean, este nostalgic, dar nu este genul ăla, nu-i Prince of Persia 1 nostalgic. Exact, nu este, I don't know, what breeds nostalgic. Cum era, cum era mema aia prăjită cu... The Ancient Gamer care se joacă Fallout 3 și... Aoleu, doamne, nu... Fallout 3 și Call of Duty Modern Warfare. Da. Mi-a adus aminte, mai mi mi stricat dispoziția, eram acum pregătit cu glumițe, cu chestii. Anyway, ce vreau să spun este că noi vom aduce aderarea la NATO. Oh, yeah! Ales, referințele care taie. Bun, eu voiam să anunț programul. te rog, te rog, avem program pentru prima da. oară în câțiva ani S-a de anul trecut. S-a luat, s-a luat decizia în comisie, în da. comisia de jocuri, să ne luăm și un pic de, de timp liber. Ca anul ăsta, nu știu dacă am avut săptămâni, am, am o săptămâni, când am fost eu plecat nu, la un, un moment dat. O săptămână maxim. S-ar putea să fi sărit o săptămână când am fost cândva în, la începutul anului, în fine, Așa. Ideea e că de obicei ne luam cam o săptămână săptămână fiecare că aveam chestii de făcut în concedii, dar concediile n-au mai existat anul asta, da. așa că nu prea nu prea s-a arătat. Și dacă cumva am avut. Uh, am avut săptămâni pe care le-am sărit, elul uh, de o să mai avem câteva. <laughs> asta o să fie ultimul episod al anului. O să fie episodul special cu retrospective și predicții și alte chestii, și uh, ce urmează pe 2021, și. După aceea o să avem o săptămână pauză, o să vedem una dintre Crăciun și Anul Nou, după Anul Nou vine iar episodul nostru aniversar, facem 4 ani de da. podcast și de content în general, și după aceea o să avem încă o săptămână de pauză și după aceea din 18 ianuarie revenim la program normal. Da! E ok cu voi chestia asta. E ok, ok, okay ne, ne, bucurăm că e ok cu voi. A, ok, uh, și asta, e, asta se aplică doar podcastului, nu? Uh, uh, da, doar podcastul, yes, normal, streamurile stream merg mai departe. urmează nu de, de, Crăciun. Pe, pe, pentru că alea necesită mai puțin efort din noastră. Nu mai asta, dar e, e, și Să știi, Paul, nu, nu că e vorba de efort E foarte de dar să știi că stream are un, e, e, o, nouă specie de efort La care nu mă așteptam păi da, e Dar performing. îmi place Da, dar îmi place Dar numai că ăla îl faci într-o oarecare măsură și acum la podcast. Doar că pe lângă Connect. ce faci acum la podcast, mai vine și pregătirea dinainte și editarea și... Doar că efortul pe care îl fac acum la podcast, performing-ul ăsta, la stream se întâmplă live cu chat Așa că dacă vreți să participați la stream-uri, guys, stream de Crăciun și stream de anul nou. O să fie revelionul da. gamerilor Ăla de vreau să facem ceva împreună că -i... Vei să vii și tu, Paul? Mai vii și tu și uh, avem uh, 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 la de final de lună ar trebui să fie unul Apariții speciale, nu men, noaptea de revelion Nu mai să A, nu știu, zic e... dar, no, fucking, no, Nu stiu ce zici acolo Eu bag în noaptea de revelion la stream Băi, nu știu Adică <laughs> hai, hai, zic, hai zic ce se întâmplă Nu din câte știu, nu am niciun plan. Așa. Nu, no, e ok. Să vedem. Să vedem ce se, ce se va întâmpla Ce este că avem adică Adică tu, vrei să faci, tu vrei să faci long night Aia vreau să întreb E, o să este prea ambițios Poate că de ce am stream până acum cu siguranță Dar nu o să fie long night Anyway avem alea și uh, vine de vista Stay in uh, da. close, close uh, Bye, ok? O să apară un link la un moment dat Nu știm când exact, dacă nu o să apară Cât fiți scris la Edgar? Acum de față cu lumea am scris, am, scris, scris peste 15 pe pagini Holy shit, atâta de mult Eu am scris <laughs> un singur articol <laughs> nu vreau să zic scris. ce, nu vreau să zic ce. Stai puțin, să luăm exact acum. Știu că sunt 10 TXT-uri, dintre care 3 sunt ceva care nu e un articol, dar o să nu vreau să zic că uh, stic surpriza. O să vadă lumea, sunt 3 chestii speciale. Uh, și uh, uh, asta și uh, o să fie de toate. Guys, guys, revista de gaming. Serioasă. Este ca să avem cu gamer să intru în crunch. <laughs> nu trebuie să intru să să crunch. în crunch, Paul. Nu, no, mi-am mi tot, mi tot pus în uh, Gând să fac câte un articol pe zi, după a venit săptămâna de crunch, după a venit săptămâna de recuperat după crunch și de cyberpunk, dar acum sunt concediu, am am timp să e ok, cu lumea. Oricum, ce trebuie să știi ascultător este că nimic din chestiile astea, mai ales în expansiunea asta din anul 2020, nu ar fi fost posibilă fără atențiile și păgile și iubirea voastră indirectă, chiar și aia, e, ok? Uh, și uh, 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 vă mulțumim uh, din tot sufletul și. Uh, mai avem, ok? Încă mai multe despre state, state of the Nation facem în episodul aniversar. Da, da, da să, să știe lumea așa, just in case, da. că vin. Mulțumim. Pupăm. Bun. Păi, a fost. Uh, ne jucăm ceva așa la final de an? Da. Ce ne jucăm? Păi m-am jucat evident în continuare Cyberpunk 2077. Așa. Cyberpunk este un joc despre trăit în ciberspațiu, în, în spațiul la cibernetic, spațial. E mainframe? Da. E, e, surprinzător de mult despre mortalitate, povestea și despre inevitabilitatea ei. Am văzut și eu. În ciuda faptului că e un joc destul de low fi cu multe baguri grafice. Cred că e făcut de un singur developer. Asta stai, mă, asta nu e Cyberpunk. Oh, No. Asta este jocul indie continuu, semnul întrebării 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. What the hell? <laughs> m am jucat jocul ăsta. Ce e jocul ăsta? Păi e un joc despre trăit în ciberspațiu și despre inevitabilitatea mortalității, după cum am spus. The fuck? Ei, fii atent. E un... Ești familiar, tu ești familiar ales cu câteva chestii de bază despre programare, nu? A, da. Na, orice faci, în orice limbaj de programare, orice obiect, entitate și chestie pe care vrei să o pui acolo să existe, să facă chestii, ocupă loc în memorie. Da. În memoria RAM, în Random Access Memory. Și în momentul în care nu mai ai nevoie de ea, în limbajele mai vechi trebuia să ți-o ștergi de mână, să-ți dea loc memoria, să o eliberezi pentru alte chestii. Mm -hmm. Când aveai puțini mega de RAM, kilo de RAM și constrânge din astea, chiar trebuia să fii foarte atent cu cum îți gestionai memoria, da. inclusiv pe unele console handheld mai vechi. În limbajele mai înalte, gen Java, JavaScript, C++ și chestii de genul ăsta, C++ nu știu măsură. măsurare, da? C Sharp și asta mai noi, sigur, au. Există o chestie numită Garbage Collection. Mm -hmm. Din când în când garbage collectorul ăsta, mă rog, uh, runtime ul limbajului. Scanează, scanează RAM-ul scanează programul și se uită dacă ai obiecte alocate, cu memoria alocată ca, de care nu mai este nevoie, care să uh, nu, mai, nu mai sunt adresate de absolut nimeni. Nimeni nu mai ap nu apare nu apelează în viitor locația da. aia de memorie și atunci vine garbage colectorul și le șterge de alocă memoria. În continuu semnul întrebării 9876543210 ești un personaj de joc, un joc low-fi, low-poly, care tocmai a murit și în consecință nu mai este nevoie de memoria alocată personajului. Mm -hmm. Dar personajul ăsta ajunge într-o zonă în care sunt tot felul de personaje, environment-uri și alte asset-uri de jocuri care, la fel, urmează să fie șterse. Au despaunat, nu mai este nevoie de ele și vine Garbage Collection după, după el. Și se trezește că vrea să trăiască și vrea să meargă în continuu. Așa că începe să fugă de Garbage Collection prin mai multe locații, tot așa, toate locațiile prin care trece, îs niveluri tematice de joc. Ai un ai tranșee de-al doilea război de mondial, ai închisori și castele și dungeon-uri și așa mai departe. Da, și da. Și odată la două niveluri ajungi într-un orășel în care ai adăposturi pe care le poți construi pe parcurs, în care trebuie să te adăpostești pentru că în momentul ăla garbage collector vine efectiv după tine. Mm -hmm. Ai văzut The Langoliers? Nu, what the fuck is that? E un film după o poveste de Stephen King în care un grup de pasageri pe un avion, nu știu, adorm, se întâmplă ceva și... Ah, știu, 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 știu. ajung, da, ajung într-o bucată izolată de timp care urmează să fie ștearsă Pentru că timpul nu mai are nevoie de ea Exact, și vin monștrii aia cu dinți vin, și mănâncă Exact așa arată garbage collector niște capete cu dinți foarte mari Wow Arată exact ca The Langoliers Și acum o să fac eu o asociere forțată da. Unde The Langoliers Antagonistul, pot spune, filmului Este jucat de Bronson Pinchot așa. Care este Kazambalki din Perfect Strangers Oh my god da. Developerul care a făcut continuu să în întrebări 3, întrebării 1, 10 este Jason Oda, omul care a făcut un joc de browser Perfect Strangers în care balchi trebuie să fugă și să sară după tot felul de cuvinte pozitive. Nu există coincidențe, totul se întâmplă, nu pentru există, motiv, totul se da, leagă. Da, exact. În fiecare nivel din ăsta, din continuu să în întrebări bla, bla bla, trebuie să vorbești cu oamenii din nivelurile în care ajungi, care îți dau totul, totul pare a fi. Um, pare a fi format din frânturi de aseturi. Da. Dialogurile n-au niciun sens de cele mai multe ori, nu au nicio logică, cuvintele s-au amestecat câteodată, dar trebuie să rezolvi unele puzzle-uri. Îți spun personajele, ori îți vând acces într-o clădire, unde poți găsi ori un shrine, ori un item sau și așa mai departe, sau îți dau indicii pentru o ghicitoare care poate să te ajute mai mult și cele două resurse, mai multe resurse, sunt un fel de bani care -ă, da. se numesc FU, în, să numesc FU în jocul ăsta, care e ceva glumă de programator, că când faci exemple de funcții, folosești FU și BAR. FU-BAR. Fucking... I know. Nards! Nu știu care e originea, adică de ce se folosește în programare chestia cu FU și BAR, dar jur că toate exemplele de pe net când cauți ceva despre cum să scrii o procedură sau ceva e FU-BAR. Anyway. My God ai banii ăștia fu, viața este efectiv memorie RAM și mai ai, printre alte itemuri uri ajutătoare care te rezurectează în caz că mori și că te mai urmăresc din când în când de, de garbage collectors și trebuie să te bați cu ei fizic. Da. Și atunci poți să câștigi diverse resurse și bătăile cu ei sunt niște minigames. Okay. Mini games care sunt ori un fel de Space Invaders sau un fel de Dungeon de Zelda, un platformer, chestii de genul ăsta. Mini joculeț retro. Na și uh, pe lângă asta ai două resurse, ai Lightning și Prayers. E un fel de incantație, invocare pe care o spune protagonistul ocazional, My Lightning, My Prayer. Fulgerele distrug aleator niște pietre care blochează ieșirile din fiecare nivel și The Prayers, rugăciunile, construiesc adăposturi în acel sat în care ajunge o dată la două niveluri, mm -hmm. ca să te adăpostești de garbage collector. Și ai un timp limitat în fiecare nivel, ai ori două runde de câte un minut, ori patru runde de câte 45 de secunde în care trebuie să reușești cumva să ajungi, în, să ajungi în, la ieșire. Dacă cumva nu reușești să ajungi la ieșire, să o trece timpul unei runde, începe o, o, tură de garbage collection în care trebuie să rezolvi un minigame din ăsta sau să pierzi o viață, ceea ce înseamnă că pierzi foarte multe adăposturi din nivelul ăla distant. Uh -huh. Când ajungi nivelul ăla, dacă nu ai destule adăposturi pentru o tură de ascuns de garbage collector, jocul s-a încheiat. Și când jocul se încheie, primești un fel de rezumat în funcție de cine a fost protagonistul tău, din ce joc vine, cum ar veni și ce viață au avut, moare și îți spune cu ce sentiment se duce în moarte, în funcție de câte au apucat să facă în playthrough respectiv. Și poți să-l rejoci de oricâte ori vrei și cred că trebuie să faci șase niveluri ca să ai finalul bun, între ghilimele, dar indiferent în ce punct mori, ai un fel de deznodământ la chestia asta. Ai, um... da. încerc înce să mă gândesc la ce... A, da, o chestie care m-a incomodat la chestia asta cu repetabilitatea e că nu poți să sari peste dialoguri, animații și bucate introductivă care se repetă de fiecare dată. Deci de fiecare dată trebuie să joci jocul de la capăt ca să îl reiei. Uh -huh. Și nivelurile prin care treci sunt într-un pool, din ce am înțeles, vreo 16 niveluri, deci de câte ori îl rejoci e posibil să ai le ai în altă ordine sau alte niveluri pe care nu le-ai mai văzut. Fiecare are câte o mini poveste în ea. Uh, cred că atât. Wow, that's a, that's a cheery game you just played. E fain, are muzică foarte bună, îi greoi, mai ales să prinzi mecanicile. E aproape imposibil de căutat pe Google, e imposibil de căutat informații Dar, am, despre el. A, a, a trebuit să să dau câteva încercări până am găsit exact jocul, am văzut. Da, da e fain. E un, un joc experimental, indie și da, da, da. e genul de joc care are, are ceva de spus. Mi-a plăcut. Cred că ți ia cam două ore, două ore și ceva ca să vezi tot ce are de oferit. Poate. Nu, nu cred nicio diferență materială dacă mori după un univers sau dacă mor după șase. Mă gândesc că poate ar face o defavoare faptul că e mai greoi jocul de jucat, are și mecanici uh, grele. Că Control, da, con deci controlul în sine nu e așa de greoi, dar mecanicile până te prinzi, cum trebuie să fugi, faptul că ai o limită de timp e un pic... Uh... Mă gândesc că e în defavoarea poveștii, mai ales că pare da. a fi o, o chestie destul de mișto și moody as fuck. E foarte moody, man, man, e, e ca Silent Hill, jur ca, fără horror, n-are scare și din astea, dar uh -huh. chestia de atmosfera păsătoare și muzică foarte melancolică e Silent exact. Hill. Cred că Jim Sterling a zis că it's like Silent Hill had sex with Reboot <laughs> și este și niște Reboot asta în Asta e în mă, el. A, a Reboot vreau să zic, nu Mainframe. Mainframe era locul în care stătea Reboot da. vreau să zic. așa. Asta e, asta e altă, altă din asta, altă referință pentru Aha. Oh. Serialul Reboot. Da. da, mă, e fain. Mă bucur. Mai uh, mi-ai dat uh, cu uh, The Mangoliers că The Langoliers, scuze. Că știam de el și uh, acum mă, mă tot uit la poză cu el și eram like, oh, this sounds like interesting, mai cred că arată ca un cur. Cred că în Rick and Morty erau The Langoliers, dar erau fel de poștaș ai timpului. Păi, da, da, mă gândesc că ar fi referință la The Langoliers, dar uh, atât frumos. Poate trebui să fie remade, maybe, ca și It. Maybe. Interesant. Au făcut da. ceva și au încălcat timpul și acum vine să-i pape timpul. Nu, no, nu, no, nu. No. Și tot cu Bronson Pinshaw, neapărat cu Bronson Pinshaw. A, da, să-l ia din de unde ne din Florida, da. la <laughs> retirement. I don't know. Foarte Nu, um, în rest am mai jucat Cyberpunk, am jucat like, foarte mult Cyberpunk. Mm -hmm. Îmi place foarte mult în continuare. N-am dat de baguri grave niciun pic. Începe un pic să-și arate, să arate superficialitatea în unele, măsuri, în unele privințe. e, e un joc cu Ubisoft. E un joc Ubisoft foarte bun, E cel mai bun joc Ubisoft pe care l-a făcut Ubisoft Fals Dar este un joc Ubisoft Map Fals. markers și am, de genul asta. Am văzut uh, sistemele din, din, spatele de Cyberpunk Și cât de superficiale sunt dar Chiar și ale pe fundal Și mm -hmm. nu, nu pot spune că e un joc Ubisoft Tocmai joc, adică încă joc Assassin's în Creed Origins Și văd că oamenii ea nu se desponează Că nu mă uit de They continue doing <laughs> their shit uh, asta, Cyberpunk este E un joc Ubisoft with smoke and mirrors Da, este Mai multe smoke and mirrors decât are un joc Ubisoft Băi, uh, e, e evident că rush was done to it. Like, da, 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 adică toate, toate sistemele sunt așa, -așa half-baked, știi, nu nimic ca care să zici da. că da, mă, uite, e un sistem bine gândit și bine pus la punct. Nu, sunt acolo ca să fie, sunt multe și îți dau posibilitatea să te exprimi cum vrei tu în jocul ăla, uh -huh. dar nu ai niciun fel de, de nu poți aprofunda niciun din sisteme foarte Nu mult. e nicio permanență în spatele ochilor tăi de jucător. Da. Nu e nimic acolo. Mașinile da, nu ce? conduc nicăieri la nume, oamenii nu se duc nicăieri la nume, doar se sponează nu, când da, te uiți da, și după pleacă. Uh, păi, eu asta n-am observat că dispar când, când te uiți în altă direcție. Am văzut că se întâmplă, adică multă lume spune și cred că eu nu am nu a fost experiența mea, că dacă mă uit în altă direcție dispare din spatele meu. Mm, ai încercat să, să împuși, să se aplici și după aia să te uiți în altă parte să am zai? încercat. Aia Încerca -am asta, zis. că de, acolo no, am văzut eu exemplu că dispar, când nu te uiți la ei. Da. e că pe lângă, în afară de chestia asta, că da, NPC-urile n-au niciun rost în lumea asta, că există așa, dar îmi place că chiar se simte că e un oraș în care locuiește și trăiește lumea. Cum am zis, și verticalitatea. O chestie, am deblocat double jump-ul. Mi-am implantat picioare cu arcuri și acum pot să fac double jump în joc și nice. să mi bat picioare Edgar. E da? cu... 33% mai distractiv jocul Acum că am double jump Și cu 150% mai stricat <gântu -i> În că îți <gântu -i> chestii pe care efectiv le strici Cu double jump Dar le strici într-un mod distractiv Adică o misiune stealth care îți spune Infiltrează-te în, în compound-ul ăsta Fură niște date de pe un server Din capătul celălalt al uh, incintei Și după aceea ieși înapoi afară Și termină misiunea Ok, pe mă duc în spatele gardului Unde este un tomberon Sar înăuntru în curte Cad direct pe server fur datele și sar înapoi afară fără să că mă furișez deloc. Oh, domani, do boing, 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 Emergent gameplay, <laughs> îl ador. Poți să te cațeri pe clădiri, sunt multe rute care, nu știu dacă sunt neapărat gândite sau nu, dar poți să traversezi în foarte multe feluri orașul odată ce ai mecanica care să double jump. Te poți cățăra pe clădiri pe care nu te-ai gândit că poți să te urci sau fă că au fost gândit să te urci pe ele și mm -hmm. asta e, aici chiar este o rută, aici chiar pot să mă duc să... E... Mi se pare că e putea să mai sta în development da, uh, nu, și nu, e, 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 păcat e... de povestea jocului și chiar e un joc care da, poate să da. să-ți dea un hashtag mood la final. E foarte, e foarte mare păcat de, de el că putea să chiar putea, deja deci are, are, fundația pentru, pentru ceva foarte, da. foarte frumos dar n-a fost să fie men îi watch dogs cu niște verticalitate, dar o să spun despre povestea Povestele principale sunt pe main, sunt da. site-uri care sunt mișto, ca în Witcher, unele sunt mai puțin. Cum am zis, fiecare gig cât de mic are un pic de flavor, chiar și encounter-urile random de pe hartă, da. în care sunt niște hoodlums care atacă pe cineva și alea au un pic de story, că găsești un, un data pad pe cineva și îți dă un pic de context pentru encounter-ul ăla. Mm -hmm. Dar main story-ul e atât de bun în materie de prezentare, încât iară nu știu cu ce aș putea să îl compar. Pentru că se întâmplă chestii interesante și impresionante în, toate, în fiecare misiune principală. Da. Cel puțin din ce am jucat până acum, am jucat, nu știu, 6-7 main missions, ceva de genul ăsta. Foarte, foarte bune. Mă face să, mă gândesc că... cât talent. A fost prost folosit la CD Project Red pentru jocul ăsta Sau mă, prost managuit Na, așa, da Am <laughs> Cred că aproape, aproape toate știrile pe care le-am adus pe una asta despre CD Projekt și Cyberpunk. Ce păcat, Mam, I, Jesus fucking Christ. Nu, efectiv, și-au bătut joc de munca lor. Oamenii au a... joc de munca lor. Au pus atâta efort în designing, modeling, uh, estetica jocului. <laughs> Cum era că am, trimis... Am primit da, QA was shocked articul to find la. out da. uh, that uh, CD, uh, Cyberpunk 2077 was launched. <laughs> Cred că titula QA was horrified To find out that Cyberpunk was already launched Deci e e un titlu de pe Dionian Și am râs cu voce E de pe Hard Times, nu? Ah, da, da, Hard Times, tot aia Tot, tot Dionian, da Dacă amândouă sunt destul de consecvent haioase Și, da, e... da. exact. corectat pentru că Dionian are chestia lor on gaming Ah, da, 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 ok, da Faza e că, da, E e e do be like that dacă ar fi un Q&A, uh, s-ar fi mirat. Yep. <laughs> Păcat. Uh, da, da. No. Și uh, în continuare. Uh... Riding with uh, cyberpunk? Da, dacă facem și pauza asta, sunt convins că peste două săptămâni o să vin cu impresii finale despre el. Mm -hmm. Că am văzut și eu povestea. Mi-am mi -am luat mm -hmm. spoiler din dorința mea, aveam să știu dacă da, are da. ceva mai profund de oferit și damn, the ending is of uf. Am, am auzit că e, e mood as fuck. E mood as fuck. De, pentru că am citit la cum zice, la patch notes. Am citit comentariile, că eram curios, să văd cum se cacă lumea ei. Și cineva a zis Do you guys have any plans to introduce? Și era spoiler. Și am dat click pe reveal spoiler și era An ending that isn't fucking depressing. Mă bucur să auzi chestia asta. Acum o facem, nu știu dacă s ca spoiler. Îmi pare rău dacă m-am Nu, nu, se termină foarte trist. E foarte trist. Nu neapărat trist, dar e așa de... În 2020 îmi dai asta... Fuck you. Și îmi place. E, poate, eu... să fii atent. Zi. Poate, te, poate te bagi în, în, avans când editezi și pui un spoiler înainte să vorbim. Ce, că e asta. poate, cyberpunk? Poate lumea nu vrea să afle că este Băi, un sad ending. Poate, let me... poate, să deducă informații. Let me, let me uh, uh, give you, uh, let me sell you on the idea. Poate că sunt oameni care încă cred că Cyberpunk nu are nimic profund de oferit. Și asta Aia e da, informația tu care le îi ajută să facă decizia să poate să face jocul. Da. Să ce păi, Deci o să spun doar că misiunile de story, mm -hmm. cel puțin din perspectiva mea, sunt atât de bune încât mă fac să mă enerveze cu atât mai tare că nu s-o dedica la fel de mult timp și în alea, în side missions. De exemplu, dacă trebuie să conduci din punctul A în punctul B, sau, mă rog, să te ducă cineva cu mașina din punctul A în punctul B, există conversații în mașina aia cât timp durează să traversezi fizic din punctul A în punctul B zona. Care poate să fie 3 km traversați în timp real da. povestind în mașină. Sunt misiuni în... Uh, sunt misiuni secundare care nu oferă chestia asta, deși ar putea să o facă. Da. N -ai, n -ai. Efectiv, n-ai. Poate, poate mai, nu știu, un an de development poate a fi îmbogățit jocul cu niște dialoguri și în alea. Lumea zice, lumea zice că hai că vedem ce se întâmplă după ce scot toate patch-urile. Îs chestii care nu pot fi patched. Nu, ăsta sunt fie DLC, fie da. special edition cyberpunk cu content nou. Nu chestia care Sunt trebuie da. reconstruită de la zero da. ca să fie ok. Da, mi-am și dat hate cu atât de mândru de el ca să o repet încă o dată aici. Aia de peste 5 o să fie versiunea bună. <laughs> <laughs> aia care vine ca free update Mind you da, pentru, da. pentru deținătorii uh, De Playstation 4 Și probabil că Acum cu siguranță Va fi free N-ar avea tu pe Să o monetizezi de deloc Dar uh, da uh, Cred că aia o să fie Aia mai uh, Considerabil mai bună Și poate chiar și cu content nou, cu knows Poate chiar o să-l termine Poate că au zis că Merge și așa Un soft launch ne -ne Neterminat mm, Și după aia -ai bagă, Îl bagă Pe PS5 complet Și terminat Nu știu Îi cred în stare <laughs> Cum era cum era titlul ăla de pe Rock Paper Shotgun? Seed Project a scos cel mai scump Eurojank game din da, istorie? Da, the, the most expensive Eurojank game. Da, Ăsta uh, yeah, este. Este Eurojank uh, și eu am zis, nu, man, ăsta e straight out jank. Este. E, și da, îmi place. Da. Îmi place, mă distrez în el, văd, văd, îi văd toate defectele. Îs foarte dezamăgit că nu și-a atins potențialul, dar luat ca produs de, de sine stătător, sunt mulțumit de el și îmi place. Și asta și pentru că nu mi-am prăjit creierul cu hype înainte să. Asta apar. și n-ai dat bani pe el. Și asta. Mai e și asta, ajută. Am, cumva am dat că l-am făcut și eu l-am primit cadou, dar l am și făcut cadou. A, și făcut da, deci, se pune că l ai cumpărat. Da, 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 știi că dacă dai ai altfel, că acum, dai cu da era, era... Da, era, era, price, da 2 da, adică nu nu-l nu nu-l 2 2 l 2 2 2 2 2 2 2 2 și persoana, persoana persoana l se distrează cu el, deci... Iată, da. Uh, păi, da, da, este. Este, este un, uh, un joc uh, care can have the good times în el, dar uh, este foarte uh, rușinos, uh, cum îi spune... în circunstanța în care a ieșit și na. Yep. CD Projekt Red poate a învățat ceva de aici. Mm, nu sunt convins. Hai că vorbim despre CD Projekt Red și ce au învățat ei în da. secțiunea de știri. Da, Ok. Păi, spune-mi. Ce vrei să-ți spun? Spune-mi ce te-ai jucat. <laughs> Să de Origins. Da. I'm Acest who? Witcher 3 al podcastului ce o să mă joc Odyssey după asta, there's no doubt about it, ca să, în caz că se lumea, se întreabă lumea ce o să urmeze după asta. Îmi place foarte mult. Poți, poți să joci back-to-back -back jocuri, două jocuri să Assassin's Creed? Păi da, că nu am jucat foarte mult. În, în principal, progresul de Assassin's Creed Odyssey îl fac, nu știu, un weekend obicei, când pot să stau toată ziua să fac un progres. Este foarte granular progresul în Origins dar dacă stau o zi întreagă sau câteva ore, nu știu, 3-4 ore, uh, simt că fac mai mult progres. Uh, dar nu mă simt, uh, nu se simte greu progresul când îl faci. Acțiunea de a-l face e do, plăcută. Do. Deci, uh, I'm thankful for that. E un S joc la foarte cât La L-am terminat, am terminat povestea principală. Ah, oh, ok, ok. Sunt la DLC-uri acum, care sunt și ele foarte frumoase și captivante. Uh, e un DLC cu The Hidden Ones, care este... Uh, titlul pe care și l-au asumat ei în gilda nou creată din Assassin's Creed Origins. Ah, și uh, yes, că ziți The Origins Nu am see. înțeles referința la această origine la acestui ordin <laughs> ascuns de asasini Și următorul DLC abia aștept Dar am nevoie de, de niște level up Ca să ajung să am acces și la ala Că e cam greuț să uh, Creed, Creed Hobbs and Shaw <laughs> no. Shadow of the Pharaohs Cred că zice Și e mm -hmm. cu The Undead It's a mm. fun one Avea Aștept te, te bași ceva cu mumia lui Nefertiti It's, it's crazy, I love it ne Nefertiti? Da, yes Avea Nefer frumos și nu știu, I don't know <laughs> It's a... Fucking Christ um, să sunt, uh, Vreau să spun cu căldură Că Assassin's Creed Origins A, a reușit să ducă povestea Într-un punct cu care aș fi de acord Legat de Cleopatra she is treated as useless. <laughs> ba chiar e, o, e un punct în poveste în care soția lui Bayek uh, regretă că a ajutat-o să ajungă la putere, că nu-i decât încă un alt nobil care conduce uh, fără să le pese, să pese de, de, public, de, de public, auzi, nu e performer, de Popor. Clasic nobil uh, Și uh, regretă decizia asta Și ca și consecință merge până în Roma Și înființează acolo o gildă separată Oh, nu no. Ce? Păi de sens Plus că apare și în, în The Tomb of uh, Altair, mi se pare, sau alumario, în casa lui una o din... O gildă separată este, este, templierii, nu? nu? Nu, 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 templierii sunt deja. Ah, ok. Nu, o gildă de crezut, asasini. Am crezut că, nu, nu, a crezut că Bayek face asasinii și nevasta să nu, face nu, templierii. Nu, 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 nu. nevastă tot. Nu că nu, nu e genul care să facă chestia asta. Plus că deja te lupți cu proto-templierii în ăsta. Sunt... Uh, e un cult uh, de shadowy figures. Cum ne-a se numeau? Am uitat se numai, nu The Order, ceva, The Order, the Order of the Ancients, așa. Uh, și tu ești fin, fincess, The Hidden Ones, it's very nice, it's a nice origin story. Uh, anyway, the, the Order of the Ancients e asociată cu cultul lui Mitras și cu mai multe chestii, astea, așa, fringe istorice. Mitras nu ceva ceva like proto Isus. Ba, ceva de genul, da. dar e, e mișto ca și world building, că ei erau acolo în istorie, dar sunt chestii era mai hidden, de care nu prea auzi la, la ora de istorie. Știi, de uh. o, știu de Mitras, Edgar? De, de, știi de Mitras, Edgar? nu mai știi de Mitras. Am fost și noi Dar știi, știi, de unde știi de, unde de Mitras? Te-ai jucat un joc adventure de la Sierra numit no. Probabil nu. King Arthur am, am sau Camelot. Sau... Am zis nu, că nu mai aș aici în joc de la Sierra niciodată. <laughs> anyway, era un joc de la Sierra, de la Text Parser, <laughs> Așa. cu Regele Arthur și The Search for the Holy Grail. My God. Și acolo era, era simbolul lui Mitras. That's a deep Apelăpro cut. Imminent. That's este. a fucking deep cut. E foarte bun. Da să joc jocul ăsta, dar mi-am luat uh, Galaxy Quest și uh, altul. Cutia, Space Quest. Space Quest și încă unul, mai la unul mai un quest quest for glory așa ai quest for glory edgarda joci quest for glory pe stream o să joc Păi, hey, chiar m-am gândit la un moment dat. Chiar o să joc, Vai, că vreau, vreau să mai fac pauză glory. între action games și mai fac ceva, ceva mai lent. Anyway, mm. Assassin's Creed Origins. Da, da, Băi, este, 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 foarte frumos, îmi place povestea foarte mult, ți-am zis. Bayek face The Hidden Ones, Bayek cu să ta fac The Hidden Ones, We are Merge în Roma, că se despart. Eu chestia acolo între o tensiune între ei și nu vreau să vă spoilesc detaliile alea că sunt de descoperit singuri, dar uh, se despart, for good nu mai sunt împreună la final, nu se ceartă sau ceva, e consensual totul, e foarte matur uh, mă mir, într-un joc cu Ubisoft niște chestii de calitate <laughs> uh, dar se pare că de Chesti la consensual la Ubisoft uh, uh, și asta, that's, true. that's also true dar uh, se pare că după, de la Watch Dogs 2 încolo și după pauza de Assassin's Creed au început să vină cu niște open world-uri mai bune <laughs> se cam uh, se cam stricase mașina de făcut open world-uri până atunci uh, și uh, este... Ea apare în, uh, in The Vault în, uh, De sub uh, vila ta din 2 E una din Monte figurile Gere? alea Da, e una ah, din figurile okay. alea Și uh, they, they tied back together with 2 Nu știu de ce ignoră complet 1 uh, se prefac că nu există, că sunt multe referințe la 2 sau trimite spre 2 cu uh, The Order of the Ancients din Roma și chestii din Ciudat, asta. Că nu, nu încearcă să-l șteargă, adică Ezio da, are continuare. foarte multe legături cu Altair. Uh, dar nu mai fac referință, fac referințe la 2 pentru că, well, guess what, that was the popular one. <laughs> It's... Da, true. Da, uh, e, 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 frumos I liked it Am și roba Hai. de asasin acum tradițională Gata, de și-au și -au găsit lucru E totul bătut în cuie. Și am aflat că Odyssey, în Odyssey, joci cu uh, mama nevestei lui Bayek. And I'm like, what? E prequel ah, la prequel? Uh, cum o cheamă? Cassandra? Da! Ca să nu mama lui... Nu numai asta, dar mi-am... Uh, sau ancestor ceva, bunică, străbunică, nu știu, e ancestor. Și am aflat încă ceva, Cassandra e... M-am uitat pe Wikipedia, așa, în uh, repede de tot, să văd niște detalii, să văd what to look forward to. Îmi va chestia asta cu jocul în general. Și am văzut că la race este hybrid și eram închid acum wikipedia asta până nu mi-au -mi spoilere. <laughs> hybrid? Da! I don't know what to expect now, I'm hyped! <laughs> Mi-am dat hype din spoiler, Paul, what the fuck? Să-l <laughs> de, de, pe Wikipedia. Deci uh, o să o să te la, la de pe el, după ce termină DLC-urile cu Assassin's Creed Origins. Uh, îmi place, îmi place în deșert. E Asta m-am jucat eu. Și ce mai joc pe stream But you guys know that already. Bine. Haide, domnul poștaș. Păi atunci, hai să vedem poștașul. Avem un comentariu la... O al vorbe episodul 194, folos doar cu pistoale. <laughs> <laughs> de la Hedon adevărat oficial, da? pentru că l-am întrebat explicit dacă dacă cumva mai ascultă și iată, l-ascultă, Always Lurking. Uh, nu, always nu nu te temi, Hedon, chiar vreau să te întreb ceva. Da, chiar voiam, voiam să știm și l-am întrebat dacă dacă el s-a forțat pe sine să facă crunch uh -huh. când a făcut Hedon și a zis că nu m-am forțat să fac, dar m-am simțit prost și am făcut oricum. <laughs> Băi, știi ce? Uh, crunch cu sine, deși nu e sănătos, nu miroase. măcar nu exploatezi. So, e, e etic. Ce te exploatezi pe tine însuți? Cum se numește, politicii corect? cum se numește personalitate multiplă. Cred că se spune personalitatea multiplă. Bipolar disorder? I don't know. Nu, 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 nu e nu e split personality. Uh, dissociative disorder, așa, ceva de genul da, asta. Da, da. Bine, în uh. condiții normale în care nu ai mental issues, mental problems, cred că nu te poți exploata pe sine, Paul. Te trezești, te trezești dimineața, te duci la oglindă te pe față și vezi, vezi scris cu scris cu ceva pe oglindă la muncă bă am, Pavel, am, am dat în telefon la la birou local al stângii internaționale și uh, i-am întrebat ce e ok să, să zici că nu te poți exploata pe sine, ok? am vorbit okay. cu șefii <laughs> m-am uitat pe <laughs> ce scrie pe regulament șefii stângii. Da. <laughs> da. Cu Marx și Engels <laughs> și pe SoundCloud da. avem ce mai multe comentarii avem, ce pula mea se întâmplă în oraș azi, plin de, A -a -a. nu mai mâncați băcă așa mulți cârnați. Când ați plus covid, uh. Uf. Anyway, Matei zice că ha, firma mare TM de outsourcing QA din Cluj a făcut inclusiv targeted QA pe Cyberpunk pentru squints internshipuri de 1400 de lei pe lună. Oh, God fucking damn, îmi spun că 8 ore plus uh, overtime în anumite get cazuri. get what you pay for. <laughs> yes, you do. You get what you pay for. 1400 de lei. Am zis, Edgar, e mai mic la Ubisoft. Totit. Yep. La Ubisoft a reușit după nu știu câte negocieri când am verificat ultima oară să fie pe la 1800-2000. Mamă, sper cum e 400 de stai măcar net. Oh, you know, e brut. E minim pe economie? O, <laughs> e 400 de stai minim. Um, uh, că uh, o crescut minimul. în în ultimea nu știu la cât. Nu 1200? Nu știu nici eu. Vezi să caut acum? Ne. Îi peste 1000 oricum o crescut un pic știu. de tot în ultimii ani oricum nu, nu pot trăi de pe minimum pe economie. Nu, nu poți, pentru că este, este făcut după un coș de necesități fictiv, care nu există da, în lumea da. reală. Exact, știu. Uite, Așa. e 2230. brut. Deci pe net, cred că... că, pe la 1400, cam o trăime. cred că se duce la contribuții și chestii sau aproape jumătate. Da. I don't know, nu mai mi-am mi luat microeconomia abia în anul 3, ok? O <laughs> restanță. Nu știu, nu știu de asta, n-am făcut de asta. <laughs> Așa. Tot Matei ne zice că, for the sake of accuracy, chiar există un alt personaj trans în The Last of Us 2, adică sub de Abby, uh -huh. și majoritatea vitriolului transfob pe care l-am prins, către el era îndreptat. Sure. Da, true, există un personaj, uh, un personaj transgender, e un dude, nu mai știu cum îl cheamă Theo sau ceva de genul asta, nu, nu, nu contează asta. Dar primul val de transfobie a apărut după licurile da. din uh, din aprilie sau ceva de genul ăsta de lansare, când a arătat doar niște spoilere foarte mari de story în care era implicată Abby, uh -huh. au văzut o că e o femeie musculoasă și din start au zis femeie musculoasă egal bărbat, da. uh, ergo uh, este este transgender, ergo uh, ergo uh, Naughty Dog vrea să își vâre politica lor progresistă pe gâtul meu de gamer și gâtul meu de gamer neprihănit nu poate suporta așa ceva Știi? și abia după aceea când Gamerii au informațiile. Gât? Da. După aceea când informațiile acolo crește barba. Ah, okay. uh -huh. După ce și informația cu atât da. cu jocul final că nu, 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 Abi nu este niciun fel de indicație că ar fi transgender în vreun fel. Na. Nu, 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 nu. Eu mă refeream desigur la acest personaj pe care îl cheamă Theo, o să zic că îl cheamă Theo, deși nu mai știu exact cum îl cheamă. Na. O să vă zic că de fapt eram transfob cu el, nu cu Abby. <laughs> hmm. The right kind of transfob. Transfobia mea este informată și bazată pe fapte. Ah. da, anyway, eu fost sigur primul, primul, val a fost bazat pur și simplu pe nu, o combinație it's... de misoginism și transfobie doar pe baza aspectului fizic. Că da. pe Abby a fost primul val. Sigur a fost pe Abby, știu și eu. Sigur, ah, sigur. Jesus Christ. Cristian zice că într-adevăr au încurcat West of Loading cu Kingdom of Loading, eu un spin-off, Kingdom of Loading de West of Loading. Nu, no, e the other way around, da da. Nu, nu este aparent. For fuck's sake, l am încurcat, deși mă gândeam înainte să evit fix asta. West of Loading e jocul pe care voiam să-l recomand, RPG-ul single player recent, Kingdom, e MMO-ul browser-based, mai vechi, nu scuze, e RPG-ul recent. Kingdom of Loading este Kingdom, și West of MMO... Loading. Sunt se sunt făcute aceiași oameni, nu? Nu. Nu? Kingdom of Loading e un MMO browser-based mai vechi. Fuck e me. doar o coincidență de nume, da. Și eu am crezut că e un uh, spin-off medieval. Și după aia zicea că oricum, uh, Android Goose Game și Loading sunt doar recomandări de jocuri de comedie, erau separate de recomandările alea Blanau, Into the Bridge e în altă ligă. Deci Into the Bridge este jocul must-play de acolo. Ah, no man. M-am uitat. Da. Știu, poate Așa, apropo de ce ne-a mai scăpat nouă la Hai ca astea le, le, comasăm un pic. Mihai comentează, de, apropo de Japonia care a devenit de bună, de bună voie iad distopian cyberpunk, ne, ne lasă un link, un, scuze, o poză, un screenshot de pe Wikipedia, da. care este o fată anime și spune că Nebasei Kokoro, a VTuber and representative for Japanese corporation Roto Pharmaceutical. Așa. Este un, un personaj fictiv care reprezintă oficial o companie farmaceutică. Dar nu mă miră. E și o cântăreață virtuală în Japonia, mult înainte Hat de VTuber. Hatsune Miku? Da. dar Hatsune Miku este o legendă. Hatsune Miku a făcut Minecraft, nu știu dacă știam asta. A, da, dar știam asta. Eu știi că e canon că Hatsune Miku a făcut Minecraft? Da, 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 okay. da, da. Dar zic că e oficial, este o cântăreață, o personalitate da, știu, media. Știu, știu. Deci nu mă miră că și au VTuber. A trebuit și americanii să, să facă, să reprezinte bă, biroul prezidențial un VTuber. Poate că te să facă asta acum patru ani. E un episod din un, un episod din Black Mirror așa? în care un desen animat, Waldo, care e controlat de un comediant, adică toate vocea și gesturile da, și da. tot, e foarte ofensiv, foarte abraziv. Și uh, desenul ăsta animat, Waldo crește în notorietate, până în momentul în care de, câștigă alegerile în Marea Britanie și instituie un, un regim autoritarian, opresiv, <laughs> acest desen animat uh, rasist și ofensiv oh, wow. și așa mai departe. Și a fost foarte prost primit când a ieșit, când Dracu știe, în 2012, sau când a ieșit episodul ăla, că e din primul sezon, da. că e un pic prea exagerat să câștige un desen animat... Uh, xenofob și ofensiv alegerile. Și iată, în 2016 s-a întâmplat exact asta. Charlie Brooker. Bă, mă enervează că mă enervează Charlie Brooker maxim, că he's a, he's a very smart dude. Uh, și hai uh, Și sunt episoade din Black Mirror care sunt foarte mișto. And some are so fucking cringe. <laughs> Dar da, nu știu, adică multă lume ia Black Mirror ca fiind o încercare o încercare validă de speculative fiction sau ce de genul ăsta. Ba este, anume, mi doar... se pare o încercare validă, asta și în zic, mi se, mi se pare, se pare foarte s... mișto. Și... Nu mi se pare că-s neapărat temerile lui Charlie Brooker, hai să ah, ar nu, ar timp, toată nu, doamne, preaște, să nu. pădure. Nu, Charlie Brooker e, e, e un, un scriitor destul de bun încât să poată să scrie despre chestii care nu sunt neapărat opiniile lui, <laughs> sau mă rog, care nu sunt neapărat fricile, exact, nu proiectează foarte mult în chestia da. asta, nu, nu, nu cred adică că e. mai ancorat în realitate da. decât... Uh, ceva ca The Twilight Zone, dar am principiu The Twilight Zone. că fucking ăla cu porcul, cu fucking the pig, is one of the best episodes ever. Mie îmi plac foarte mult. Îmi place Black Mirror în general. ultimele două sezoane au fost așa hit and miss, mai ales ultimul a fost... Eh. Not so sure about that one chief. Charlie Brooker e genul de om care poate să oprească un proiect dacă nu-i mai convine sau simte că nu mai merge treaba. Păi, o zis, în pandemie o zis, bă, știi ceva, nu aveți nevoie de serialul ăsta, anul ăsta, ok? It's ok. Și l-o amânat de tot. Așa că dacă trai atât timp de Charlie Brooker, tăci înapoi la screen, wipe you motherfucker. Da. Anyway, Uh, Kingdom jocul... of Loading și Zip. West of Loading sunt în același da. univers, sunt aceeași chestie, da, da, da. asta vreau să zic okay. că nu avea cum să fie separate, sunt făcute de aceeași oameni, yeah, it's the, the same thing Ok, nu știam, că n-am văzut Kingdom of Loading fizic, deci tot așa, stick nu. figures și Kingdom Căcate, of nu? Loading este browser based, West of Loading este jocul spin-off bazat în același okay. univers Ok, dar tot stick figures da? și comedie, da, da. ok, și ok, bun, 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 am înțeles mm -hmm oameni nebunind, une, ascultându-ne da. <laughs> și vorbind după aia 5 minute întrești despre Charlie Brooker și Black Mirror, trebuie să revenim să clarificăm Trebuie să înțelegeți Sper că, că v-ați distrat ștergând da. aceste comentarii. Trebuie să înțelegeți Charlie Brooker este foarte important nou episodul 2, e cu Charlie Brooker sau 3, hey, mai E eu nu știu de Charlie Brooker sau <laughs> Black A, mie. Mirror. mie, <laughs> ok doar mie. Păi tu ești cu panel shows și da. cu uh, televiziune britanică. Dar e legat -a? acum de amândoi pentru că amândoi am vorbit despre da. el în uh, episodul ăla da. da. ale... Da, era, ce că era game reviewer. Da? Mm -hmm. da. Anyhow. Așa, apropo de chestii care au mai apărut la asta, la Game Awards. Da. Cristian, zici, mi s-au părut interesante Road 96. Asta care este? Știi cumva? Uh, era cu puștul. Cred că am vorbit de el. N-am vorbit de, de el? Nu am vorbit de el. Nu am vorbit de, de, la de e, la e, e, tot un, un joc de ăsta așa atmosferic, story-driven, cu un puști care face chestii și you have to be there to see it. Știi? Okay. Genul de N-am și și ala. jocul, da și jocul lui fac de Oscars Dude, it takes two pare foarte simpatic, mai bun de jucat în doi și trailerul a avut și gameplay din belșug. Hmm, uite un cuvânt pe care nu-l folosim suficient de des, belșug. Uh, Dan Barna folosește cuvântul belșug, aparent. Uh, da, da, uh, nu știu, eu văd uh, pe Google, It Takes Two, este un film cu, the, uh, cum le cheamă? Daniela, da, Daniela. Cu sudorile... Michael J. Fox, parcă, sau cu cine? Cu sudorile... Sau, nu, cu sudorile Olsen. Uh, Olsen, așa. așa, plastic Austin, The Austin Sisters. Da. <laughs> Cred că astea nu au fost anunțate, nu știu că au fost anunțate în premieră la... E posibil, nu, nu știu, uh, chiliate de legăturile. Simt că It Takes Two au mai fost anunțat înainte la altă... Ideea e că am încercat să nu mai trecem în revistă toate căcaturile da. care se to la care tot ies trailere noi, știi? Nu era vorba că vorbim despre alea care au gameplay, doar că încercăm să le... Hai că încerc să aflu acum Căd, pe loc uh, cei Road 96. Da, eu uh, e, utile de repede, eu vreau să zic că încă aștept rematch-ul la, la Prison Break-ul lui Guy. Uh, că mi s-a furat un câștig <laughs> Mi s-a furat victoria Pentru că Paul ah, nu mi-a spus nimic da. Despre fucking final Și mergea ca un cor Îmi pare rău Edgar că ai avut experiența asta Dar nu știu, eu nu știu cum ți s-a văzut ție deci, da. Cred că Road 96 Iar a fost anunțat La E3 Sau ceva în genul ăsta înainte Cred nu sigur, era tot așa ceva cu road trip și emotions și așa mai departe. Mie, mie, îmi plac emotions, video games. Și mie și urmează să iasă anul viitor câteva. Da. Deci, dar despre asta mai încolo. Da, deci acum nu mai, nu, mai vreau, nu mai vreau shooter, nu mai vreau chestii bombastice, nu mai vreau chestii cu action-packed set pieces. Nu, vreau o poveste despre un copil care află ceva despre sine într-o vară. <laughs> nu știu. Am bătut. Astăzi gata. Asta jocurile pe care le consumăm noi acum. Aia asta și ce mai și juc Hades. Eu? și Hades și mele și am <laughs> Da, da, da. Să... Așa, și zice Mihai, fam, nu a zis nimic de humanity, pare din ce în ce mai evident, scuze, humankind, <laughs> pare <laughs> din ce în ce mai evident că sunteți plătiți de Sid Meier. Repet? Două secunde, două secunde. Stai -ți, stai -ți, stai -ți. Uh, humanity, da, da, Mihai, humankind, scuze. Uh, hai să vedem ce scrie aici pe, pe faia... Nu a apărut! Păi nu, dar tocmai era ideea că n-am vorbit despre trailerul care a apărut. Man, am vorbit despre el când a fost anunțat Cred exact. că la Game Awards anul trecut Nu mai știu exact e, dacă îl Game Awards anul, anul trecut Sau la E3 Am vorbit despre el când a fost anunțat Am încercat să acoperim ca să nu ne mai lungim mult cu episoadele Ăsta e o, ex o excepție, că e episod special Că e făcut de Edgar. <laughs> da, <laughs> e excepție face Edgar Da, exact, când, când face <gasps> Edgar Hai că am editat și eu de la <laughs> Da, 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 I'm just me. Nu, dar, nu, cred că are sens să trecem în revistă Fiecare trailer care apare no. Mai ales dacă sunt jocuri care au fost anunțate Am încercat să ne axăm pe jocuri care erau în premieră anunțate Poate de, Poate Zi Nici pe ne dit nu pot să spui Este ce, shima, ce humankind It's civilization It's Made by other Exact It's, It's no, da. okay. Cu milioane de combinații posibile cool. Că asta hai era selling point hai, hai să apară Să vedem și cum e Așa Ziceam că Na Pe lângă faptul că Încercam să ne concentrăm pe chestii Doar pe chestiile noi Îmi cer scuze dacă Lucrând 3 ore în plus pe zi În săptămâna aia N-am avut timp să Mă documentez A da Era și săptămâna aia Da E efectiv a trebuit să nici măcar n-am apucat să văd reacțiile pe Twitter în real time la chestiile care ieșeau. Dar te... da, Humankind da. este din jocul la care urmează să apară și e posibil să încerce să detoneze SIV și cine știe poate să reușească. Dar pentru asta va trebui să vedem cum va fi când iese și din același motiv n-am văzut nici despre ăla cu The XCOM, că again e ca XCOM. Phoenix e... Point? Ăla. Una la mână Noi și a, ba, Point. Da, a doua la mână se pare că Even that special, e doar un alt excom. <laughs> da, simt că aș fi auzit mai multe despre exact. el. Exact! Dacă... It's, like, it's mm -hmm. just a decent XCOM game. <laughs> it's... O să joc și pe păi la Păi da, nu, e bun, panicum. jocul e bun, dar nu e nimic special la el. Da. Ultimul comentariu, tot de la Mihai. Mm -hmm. Când faceți crossover cu podcastul Fenomen, cel mai frumos joc? Când o să aleagă jocul corect. Au ales deja jocul Edgar și pentru ei jocul corect este fotbalul, este sportsball. Exact. de am zis. Da. Când o să vină la lumina zilei și o să accepte pe domnul nostru Dum și Binding of Isaac și Disco Elysium și Hades, Iată. atunci o să facem crossover. Acesta a fost sacul moșului. Oh, 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 oh! Păi, uh, hai, hai la Hai la știri mai întâi. Facem știrile acum? Nu, no, nu? știu. Nici eu nu știu. <laughs> hai să, hai să, hai să lăsăm știrile pe final. Că ok, bine. Ca să facem rapid. De tot. Păi atunci a... înseamnă că am ajuns la partea aia frumoasă în care ne amintim cu, bine. cu, drag de trecut și de anul trecut când făceam episod, același tip de episod acum un an. Și o săptămână. Și, da. Uh, și uh, să ne amintim ce ne-am jucat anul acesta. Cue in the montage. Băi, eu m-am jucat surprinzător de puține. Mm. Adică, de de menționat, pentru că a fost un an al seriilor pentru mine. Nu știu decât una, Am power. încercat, mm. am încercat să, să fac un, un fel de top al, ce, m-am jucat și mi-a plăcut cel mai mult. Mi-a fost greu să aleg 5 dintre ele în nicio ordine particulară. Da. Dar ideea e că anul ăsta m-am jucat, am consumat ca lumea din backlog, man. Da, ca lumea. Am jucat primele 3 Deus Ex-uri, mi-a rămas unul singur. Da. Am jucat jumătate din seria Resident Evil. My fucking god. Nu, cam două trei din seria Resident Evil. Și mi-a ocupat foarte mult din an aparent chestia asta. Da, cine aș fi crezut am... că un joc cu multe spin-off-uri degeaba să M-am jucat jumătate de vară Oblivion. Da. M-am jucat GTA 4 iar destul de multe săptămâni. Și a fost așa, am jucat uh, primele două metrouri, adică Metro 2300 și Metro Last Light. Da. Și am jucat din Asta, am jucat ce-mi lipsea din catalogul Giant, Transistor, Pyre, Hades. Da, el a fost uh, un good backlog uh, da. gaming. Shadow of Mordor, Tyranny, toată seria Shovel Knight, care mi-a plăcut foarte mult, dar cumva a fost un pic de tot în afara top 5-ului. Oh, nu. Un pic de tot. Un pic. Un pic de tot. Și Spirit iar, a fost notabil pe lista asta din chestii pe care le-am oh, wow. le-am jucat. Dar, Edgar, Da. Vrei să zic topul meu cel 5? Da, te rog frumos să zim. În nicio ordine particulară. Nu sunt toate jocuri ieșite anul ăsta, dar surprinzător sunt jocuri pe care le-am jucat anul ăsta și au apărut cel târziu anul trecut. Original. final. Da. M-am jucat Disco Elysium, un joc pe care nu pot să îl recomand, nu pot să nu îl recomand. Cum, ce până mai vreau să formulez aici? Mi-e greu să găsesc un mod de a-l recomanda cu... Mai multă uh, căldură decât am făcut exact, deja. Sau cu, 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 puțin entuziasm și așa mai departe. oricum s-ar pronunța în română chestia Can't Can't recommend this enough. Aia, 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 căutam în română. <laughs> e, ok, câteodată româna eșuează grav. But... E, foarte... <laughs> da, și încerci... Am romgleza în cap și it's like... A, cum e A, nu pot să nu îl recomand destul ce? Ceva de genul. Disco Elysium, man. E, efectiv cel mai bine scris joc al tuturor timpurilor. N-am, îmi pare rău, nu am uh, cum să îl catalogez ar cumva. Mm -hmm. Hedon, o intrat în top 5 pentru că mi-a plăcut enorm de mult. A bucur. Și nu doar pentru că îl simpui pe Zan. E ok. Pentru că și el ne simpie <laughs> e pe noi, Loki. Eu sunt un simpiot. E oh, nu! No! În relație noi, de, simpi, de simpioză. Da, da simpioză. <laughs> Head-on, nu am jucat foarte multe boomer shooters. Adică am jucat când eram mic, am jucat Heretic și am jucat Hexen și am jucat... E, pe vremea aia erau shooter de power. e, e da, ok. <laughs> exact. Dar nu am jucat din revival-ul ăsta foarte multe. Băi, Head-on se simte atât de bine când îl joci și are sound design atât de bun și armele mișto și faptul că ai un întreg mod de joc care e doar axat pe melee weapons... Eu acum e... sper, sper, sper <laughs> să înțeleagă Zan ce urmează să zic acum. Paul, mai sunt o grămadă ca eu. Wow, nu vreți să gândiți asta. <laughs> nu, no, da. Da, men, știu, știu, știu ce zici, știu ce zici. Eu cred că ar câștiga da. mai mult lumea boomerish dacă ai intra în cazanul cu boomerish Știu și o să fac asta, am de gând să fac asta, dar din ce am, și am citit pe net și ce spun alții despre Hedon și mi se pare că îi cumva un pic aparte de celelalte. Hedon este aparte, pentru că nu foarte Are... multe fac chestia aia de uh, semi-LPG. Ai, e, e pacing-ul totul. Da. Ai momente întregi în care doar te plim pe hartă și progresezi către următoarea arenă. Hedon nu e just another boomer shooter. Da, se simt, își poartă influențele cu mândrie. Da. Outer Wilds. Am cedat Ca era, la influențele la era, cu... Da, era, cu, da, okay, gata. cu A, scoțiană, așa, gata. Cu Planetele Mici. Dacă Disco Elysium este cel mai bine scris joc, Outer Wilds este cel mai inteligent construit joc din câte am jucat până acum. Wow. Am zis, e faptul că trebuie să tot repeți... Ești tot în aceeași buclă de timp și tot repeți și singura progresie pe care o faci este în informația pe care o, pe care o dobândești. îi incredibil, nu, nu vin să cred cât de, cât de simplă îi și cât de mult schimbă modul în care te raportezi la poveste informațiile pe care, pe care le ai. Simularea aia de micro sistem solar e la fel de incredibilă faptul că se schimbă pe parcursul buclei de 20 de minute starea sistemului solar mm -hmm. într-un mod previzibil de care te poți folosi și da, man, Outer Wilds este un joc extrem de bun și mi-este extrem de ciudă că e imposibil să îl rejoci, trebuie să treacă 10 ani să nu mai știi nimica din el ca să poți să îl rejoci iar wow, rejoci iar, pleonasm. din nou Otherwise. Foarte frumos. Și al... Din serial... zi, Da, altceva, 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 Da, din serial Resident Evil mi-a fost foarte greu să aleg unul singur. E doar un unul unul singur coleg. Încă... Paul, te rog, frumos da grijă ce spui. Îmi pare rău, l-am ales greșit, dar tu nu l-ai jucat pe ăla pe care l-am ales eu. Ce ai ales? N-am ales Resident 4. Da. Am fost aproape, am ales Resident Evil 2 remake. Ah, ok, remake-ul. E okay, e okay. Remake-ul de Resident Evil 2 okay. care are foarte mult ADN de Resident Evil 4 în da, el. Da, 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 nu. E, e alegerea rog. second best choice pe care o puteți face, dar erau toate celelalte da. deloc greșite, îmi pare rău. Construcția nivelului, faptul că e un fel de Metroidvania, da. e foarte, foarte bine construit și mi e ciudă că nu au reușit cu Resident Evil 3 să recaptureze același stil. Îți curios cu remake cu Resident Evil 4 ce o să facă Cât o să schimbe, cât o să păstreze Remake-ul de 4? Da, e tot mai des zvonit Și mai sigur că o să iasă un remake de 4 Aoleu, doamne ferește Sper că doar îi dau asset ul noi Și lansează tot pe ăla dar n-ar avea ce... Nu știu, îs, îs curios ce o să facă cu el. Pentru că e posibil să iasă un joc foarte bun, dar să piardă un pic din, din tonul atâmpit. Să e posibil să iasă un joc inferior. Da, nu, nu pot să contest asta. Că patul nu e, știu e foarte ce. bun și a bătânit bine. Da, este. Este adevărat. Dar dacă este un fel de reimagining... El poți vedea ca produs separat. Da, atunci da, da. Uh, păi atunci și trebuie să pun la Resident Evil 2 cam asta a fost, un reimagining de, no, al originalului. Nu, nu stai cap acum, e ok, te-ai scos. Da. Am trișat la ultima alegere. Ai pus 10. Am pus 2. Ah, ok. N-am putut să aleg între Hades și Pyre. Understandable. Ambele jocuri Super Giant, ambele apogeu a ceea ce a făcut Supergiant, Giant, unul în materie de gameplay și unul în materie de poveste nu mi-e greu. Pyre are povestea incredibil de reactivă, Finalul finalurile țin cont de fiecare combinație de, de elemente pe care le-ai le -ai acumulat pe parcursul poveștii. E foarte emotional, îmi place Pyre, dar Hades are... Puf, man, gameplay-ul din Hades. N-am mai jucat Hades de mult. Ar trebui să mai joc. De mult să de vreo săptămână și ceva. Da, pe a fost săptămână neagră. Ar trebui să mai bag un run de Hades în <laughs> Nu știu, ai terminat? Mai ai achievement -uri? Mai am două achievement de deschis și vreo trei aspecte de, de terminat cu ele. Îns... Bagă. În materie de content am văzut, cred că 98% din ce poate oferi. Trebuie să joci cu aspectele, da, bune. Da, da, da. Cu trei dintre ele n-am jucat deloc și cu cu încă unul am jucat dar n-am terminat ceva de genul ăsta. Ok. Dar da, Hades și Pyre trebuie să împartă... E ok, e ok, este. În locul ăsta. Are sens. Și da, Shovel Knight, jocul retro colecția de patru jocuri retro, Iron Man, Man, n-am aproape intrat. Dacă n-aș fi jucat așa multe jocuri bune anul ăsta, a intrat așa a Night Leisure. Da. Păi... Atâta, atâta m-am jucat eu săptămâna asta. Tu <laughs> <laughs> ce, ce te-ai jucat săptămânile astea? Eu, in the hyperbolic astea time chamber. Astea de <laughs> săptămâni. Sau cum da The time aia unde se... Nu, nu, nu. Hipobarică, hiperbarică Cred că e hypobaric, da Dar nu era Time Chamber De ce, ce tâmpenie era în Dragon Ball Zică? Vita Chamber? Nu, stăteau un Time Chamber Dar de fapt era o, cameră care creștea gravitația Nu era o cameră a timpului Ba nu, nu ah, controla okay. și timpul și gravitația Ca să se la de 200 de ori gravitația Pământului Îți facă flotări Classic. Eu în acea cameră care oprește și timpul se pare M-am jucat și mi-a plăcut foarte mult anul ăsta Nu am făcut un top 5, am câteva pe care l-am ales În primul rând trebuie să încep cu evidentul că I just get out of the way, Pentru că se pare că am început anul trecut cu el Acum am aflat și eu Și rămâne în continuare in my top Hades uh, am vorbit de el în ianuarie și vorbesc de el în decembrie. Eu m-am jucat Care mai mult la power, sugi, I am the biggest fan, mi-o să-mi dea mi să -mi desene de lud, creatorii, ok? Nu ție. <laughs> deja ți-am dat desen cu da. Da, Tu ai, ai nu știu cât ai, 228 ore și eu am doar 196 de ore. Da, deci din Early Access, de când a apărut pe Steam, l-am luat, am Dar zis că Dar eu am asta în, într-o într lună jumate, Edgar, și tu ai într-un an, deci... Uh, nu, no, irrelevant. Nu se pune, nu se pune. Nu jucăm cu și jucăm cu dezvoltare, ok? Jucăm cu dezvoltare, ok? Nu știu. știu, okay. <laughs> nu știu. <laughs> și I, I, gotta, I gotta put head on there, pentru că sunt, uh, sunt un outspoken fan of boomer shooters și ăsta a fost unul numai unul bun, foarte bun, care reiese din, din mâna de boomer shooter, nu numai pe banda și gratis pe care sunt, sunt o grămadă bune gratis dar head-on uh, lejer uh, mă bucur că l-a scos pe bancă, pare că i-aș fi dat bani pe paper într-un fel sau altul dacă era doar un mod uh, e bun, just fucking buy it dacă vă plac astea. Am mai fost chestii bune anul ăsta, Barn Finders mi-a plăcut excepție. nu mă așteptam să-mi plac atât de mult, un joc yeah, care... Da, am vorbit despre el la aceeași săptămână cu Outer Wilds Exact, părea like a shovelware steam asset flip și a fost un joc plin de uh, atmosferă și, uh, nu știu, personalitate Cu acești doi uh, rednecks care <gură> fură chestii din, uh, din zone diferite Avea chestia de explorare, fiecare zonă, găseai chestii It was fun și recomand în continuare Barn Finders Cine știe, poate că a primit update-ul și are content nou acum N-am mai verificat Au fost, uh, A fost control anul ăsta Pe Steam da, și uh, am putut să-l joc coadă pentru prima oară Și uh, e... E foarte bun jocul. E cel mai bun joc Remedy? Fiecare joc Remedy la a a fost cel mai bun joc Remedy, mai puțin Quantum Break for some reason. Băi, n-am jucat Quantum Break, Poți o să joc și pe Nici ăla. N-am jucat, n-am jucat toate celelalte jocuri Remedy, mai puțin Quantum Break. Why? Trebuie. Nu, i fost, fost exclusiv pe așa, Windows da, Store și la, o vreme, dar am înglopat, pe L-a îngropat complet da, asta, da, da. că nimeni. Cât i pe Windows Store? cinci oameni, aia, nu? No? Cam așa, da. Pare. Și uh, da, ce mi-a plăcut anul asta? Just Cause 3 am fost surprins să aflu că e mult mai bun decât 2, atât de bun față de 2 încât nici nu mai trebuie să jucați 2, jucați direct 3-ul. Este... Nu pot. E, e, tot ce... Păi, nici măcar nu, nu afli chestii, uh, Paul. Dacă, dacă pui de seria Just Cause, nu o să vezi decât că Just Cause 1 este A Thing, o clonă de GTA pe o insulă tropicală bară Cuba. Doiul este același lucru numai că mai multe poligoane și cumva are și un Himalaya pe insula aia tropicală. <laughs> și treiu este Just Cause în Italia cu personalitate. Yay! Abia aștept să îți zic... Edgar, să m-am jucat, Saints Row. Oh, yes, 1. Nai cum. Nu, și după hands down, n-ai cum unul. Baftă. Ok, ne auzim la anul. De când ai găsit un emulator de de Xbox 360, baftă. Nu măi, nu, nu este nope, și pe Steam. Nope. A, ah, bine, nu, nu, nu mă dau peste cap dacă nu pot să Exclusiv Xbox. Deși... A, nu, nu, deși chiar am nu încercat, mai am, mai am încercat, a a Paul. A am a a a încercat. În, toată înțelepciunea mea. Nu poți. Încă nu mă provoca, știi cum îți iau. Dacă, dacă, dacă reușești, pe asta e și planul meu. Teach me how. Dar da, mi-a mai plăcut În schimb, Glass Masquerade Dacă mai știți, am vorbit de un joc casual De puzzle stuff în care făceai vitrarii Mi-a plăcut și ăla Și uh, îl recomand încă o să fun time am jucat și unul și doi Am pe ambele, uh, sunt distractive A fost anul remake-urilor de la Nu știu, Microsoft a fost foarte darnic Cu Definitive Edition-urile lor Și a, a ieșit Age of Empires 3 Definitive Edition Care este într-adevăr, ce spune pe nume It's the definitive, the definitive edition to play Age of Empires 3. Uh, îl face compatibil cu sisteme moderne, cu rezoluții moderne. Age of Empires 3 era un joc unic în serie, mai unic decât mitologic, era atât de ciudat. <laughs> Nici <laughs> măcar mitologie era un fel de kind of Starcraft, Warcraft 3, but Age of Empires, Age of Empires 3 era ceva ciudat. Și acum poate fi Nu am din un... jucat deloc pa Cel mai puțin am jucat 2-ul, Care știu că e cel mai bun N-aș da... putea să-ți spun Care e cel mai bun Îmi plac toate Unul unul e învechit Dar doi Mythology, 3, toate sunt viabile și sunt, oferă mult uh -huh. uh, pentru... ce mai mult am jucat Age of Empires 1, pentru că era printre primele RTS-uri pe care le-am jucat. Problema nu e că am bătrânit foarte prost, mai ales pathfinding-ul. Dacă ai răbdare cu uh -huh. el, Definitive Edition de 1 nu îți oferă... Nu știu -o, din alea mea. Oferă... scriu Big Daddy și <laughs> steamroll lui. îți ofer... oferă ore, ore de distracție, dacă ai răbdare cu pathfinding-ul. Le tratam ca sandbox-uri. Deci... A, ah, și tu te jucai cum jucam eu de ale doi, nice. Da.

nu știu cum te seacă de viață și de orice speranță pentru ha, oh, oh, this is the end ai avut finalul fals nu că am văzut și finalul bun și la fel de oh, this is kind of bleak <laughs> dar da și trebuie să termin cu Assassin's Creed Origins este recomand cu toată căldura mai ales acum că nu-ți mai vinde Ubisoft nicio prostie pentru el și chiar cred că e balansat bine și poți să-l joci lejer fără să cumperi nimic în plus. Plus că era de reducere în ultimul timp, deci cam on guys, dacă v-a plăcut uh, sau aveți de gând, credeți-mă, it's good. It's a good Assassin's Creed game. Atât! Nice. Anul ăsta a fost un an de, de jocuri Am uh, A mai fost Enter the Matrix Dar nu de nici dușmanilor mei ăla Am mai fost uh, uh deci, ca ce sta, Ceva Star Trek M-am jucat, uh, am jucat Star Trek The Fallen uh, Care la fel e ok, dar nu era în top clar, Rogue Trooper da, da. care m-a dus într-o spirală de 2000 AD comics și el mi se pare highlight-ul la faptul că am jucat <laughs> Rogue Trooper uh, Sirius Ampatul care este nimic special, Ah, don't know mai, mai era ceva la care am snarky uh, a mai fost uh, Disaster Report Summer Memories, just a horny disaster game <laughs> It's... Nice. Uh, și uh, evident uh, Call of Cthulhu The of the Earth care, no just don't, Skip. citiți sinopsisul pe Wikipedia Uitați-vă la playthrough lui Sau Ever. la playthrough meu Care e în playlistul de cutia cu vechituri Oh yeah Pe canalul YouTube Joc și 14-16 yeah. Hai să vedem următoarea fază De final de an Retrospectiva anului 2020 20, Anul jocului Ok uh, Nu s-a întâmplat nimic Dar am stat în casă Yay. Gata deci fii atent, cum am eu așa, am organizat pe segmente aici. Mm. În primul rând, toate conferințele, toate eventurile au fost online. Ori amânate, ori da. duse în online din cauza temutului coronavirus. Așa am început noi. temutul coronavirus la început anului și după aceea, oh fuck, Screm, chiar mă coronavirus Scremutul Niobi Virus. ca atunci am jucat Între Enter the Matrix. Yep. și episodul de Disco în care se numește Disco Coronavirus. Exact. Când amuzant. Și încă, încă era haios când ai făcut-o, ai făcut-o de de, și, cum îi spune, de Emperor. Și da. Și la ha, ce haios să stăm și să arătăm ca râmele. să stăm în căsuță. și acum cu cearcă la din <laughs> Am avut în rest un an al consolidării corporatiste. Da. Tencent a cumpărat Fancom, Oculus a cumpărat câteva studiouri mai mici, Devolver a cumpărat Crow Team, Microsoft a cumpărat Bethesda. Da, Aia e o chestie care s-a întâmplat. Yep. Și încă nu știm care sunt ramificațiile acestei tranzacții. E, hey, jocuri mai bune, mai quality control mai mare, you know, the usual. <laughs> Microsoft cumpără CD Projekt. <laughs> Și EA a cumpărat Masters efectiv de sub nasul lui Take Two acum în săptămânile astea. Da, a fost uh, quite the move. Măcar quite the move. Sincer, sincer cumpărarea Bethesda ea mi se pare mai important decât Masters, fucking Masters. Da, știu, da. Sure. E dă da mulți bani pe Codemasters, masters mă știu, 2 miliarde. Ceva de genul, pe la miliarde, pe acolo. Da. 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 Fucking Bethesda, do. Sincer, dacă, e da, cum... dacă mă puneai să aleg, care crezi că va fi cumpărat anul ăsta? Codemasters sau Bethesda? Fucking Codemasters, o cumpără oricine. Yeah, yeah. A mai fost un an al diversi, diverselor plecări. Uh, Rod Ferguson era head of Gears of War. Da, la, da. La, ce face Gears of War? Microsoft Game Studios sau Epic? Epic. Încă e la Epic? Ok. Ah, stai puțin. Și cred că e numai la Microsoft acum, așa cum e al lui Epic. A luat-o a pierdut Epic IP-ul ăsta, ești nebun la cap? Nu știu. Nu cred că -a mai făcut nimic ca Epic. Anyway, Rod Ferguson a plecat de la Gears of War la Diablo. Wow. Ce, ce, mișcare? Hard pivot. Okay. Dan Hauser a plecat de la Rockstar, cofondatorul. Da. Și de săptămâna trecută, sau acum două săptămâni, am vorbit despre Casey Hudson și Mark Dara, care erau uh, directors pentru Mass Effect și Dragon Age, respectiv, la Bioware. Au plecat uh, fix înainte ca Bioware să anunțe Ada și Dragon Age și Mass Effect nou. Yay! Și de la Ubisoft au plecat câțiva oameni, dar nu știu exact de ce. Nici eu. N-am ideea de să ce. Nu plăcea mâncarea de la prânz? Da. Okay. Și am mai avut uh, diverse scandaluri și scândăruțe. Am avut uh, scandalul, l-am marcat aici ca Ubisex. Da. Scandalul abuzurilor sexuale din cadrul Ubisoft, despre care am vorbit foarte mult. Da. Și nu cred că are sens să trecem în revistă. Important încă, este că încă... Yves Guimont nu știa nimic. Nu avea de unde să știe, nu avea nu cum avea. să aibă informații despre era cu asta. Era pe insulă tot timpul. Da, exact. Și Epic vs. Apple... Alt scandal pe care am vorbit foarte mult. Asta, asta, dacă e unul de care am văzut ăsta, că e atât de low stakes, who, who cares? N-a trebuit să-ți pare rău pentru tine, Edgar, dar vine procesul cândva în aprilie. N-a trebuit nimănui mai. care nu urmărește industria sau nu are, nu știu, nu, nu face podcast de urma asta, să, să, fie interesat de căcatul ăsta. Și să facă. Yep. <laughs> o să se, o să, e o chestie care se simte, dar nu se simte într-un mod în care, care să te afecteze, știi? Ha, ah, cu X mai scump pe dar nu? Într-adevăr, uh, afectează jucătorii de Apple, de Fortnite, care sunt pe platforma de Apple, dar... Da. Na. Acei cinci oameni s-au rugat știu. să caute alt joc. <laughs> mai ai alte evenimente? Nu, nu, cam ăsta au fost. Ăsta, îmi scapă ceva? Am I forgetting nu. something? Nu, ăsta. Nu știu. Sigur, ne scapă câte ceva, dar o să aflăm, o să aflăm în comentarii. Important de că este că a plecat toată lumea de, de la Bioware, de la, da, de la da, de la bio. Bioware, mă. a plecat toată lumea. E... <laughs> pe dând, dân, Și... da, da, da. avem, am și niște lansări, dar nu știu dacă are sens să trecem peste Mă, nu, ele. lansările sunt. Au fost multe lansări. Am, au -am fost, fost și... multe lansări. Era anul jocului, gluia că o să fie anul jocului, da. că multe chestii se anunțau cu dată de 2020. -20. Da, dar am și uitat. Nu au fost așa multe amânate. Nu, și eu, dacă a fost amânate, unele au ieșit anul ăsta, până la urmă, deci... Da. Adică, Amânări, amânări notabile ar fi Last of Us 2, care trebuia să iasă în ceva mai devreme și au fost amânat din cauza pandemiei și crunch-ului, da. Cyberpunk, care trebuia să iasă în fucking aprilie. Dar au decis să-l scoată beta. Da. <laughs> Cum era mă dacă îl scoateam în aprilie? Era alfa. <laughs> 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 n am avut ce Doom Eternal, Half-Life Alex, Animal Crossing care au rupt tot așa în timpul primei carantine Ai, mă... Desperados 3 Trebuie să-i joc Desperados 3, l-am lăsat mi-a plăcut uh, cât am jucat de mod de Shadow of the Shogun parcă? Da, -ă, -ă, da, da uh, Shogun Blades mm -hmm. Nu, Shadow Tactics Blade, Blades of the Shogun uh. Și a ieșit Demon's Souls Remastered pe care n-am pe ce să-l joc încă. E pentru, Aștepțiază pe PC. E pentru patricieni, nu o să ia, să stai, știi. O să, o, să iasă, stai, duc, o să iasă pe PC Lor au anunțat inițial pentru PC Și zis, uh, Nu, era o greșeală Pe, pe materialul oficial de marketing nu, nu Era o chiar o greșeală PC, de Era fapt. chiar o greșeală O Gata, să asta iasă nu, o pe, o PC. O să pe PC iasă. Nu o să iasă Edgar. Pentru că dacă iese pe Știi care sunt The implication would be Că poate să iasă și Bloodborne Și de refuz să mă trec prin chinul ăla Edgar, o ieșit Horizon pe PC O ieșit Death Stranding pe PC Trebuie să iasă Bloodborne Ceea ce vreau să zic Scoateți Bloodborne pe PC You fucking cowards pe PC Anyway. Vreau Bloodborne Știu, și, și eu vreau să ai Bloodborne pe PC. Vreau, <laughs> ai jucat. Tu știi? Vreau. Tu știi Gloria da. Lu' Bloodborne, first hand. Da. Eu nu știu. Dar cum te simți tu că n-ai jucat Bloodborne, dar eu mă simt de un infinit de ori mai rău Că am jucat Bloodborne de 3 ori și mi-a plăcut foarte mult și că nu pot să-l joc. You have suckled on the teeth Eu sufăr mai tare decât. On the critonic teeth. Of... The old ones. Eu am văzut deja, eu am văzut deja ce este în afară. Ai, ai, te-ai bătut cu bossul cu placentă dură. Tu vezi doar umbra lui, Brad, lui Bloodborne pe, pe perete, dar eu sunt cel ce proiectează umbra cu o încă umed cu lichid amniotic ieși din uh, da. din pântecul uh, Bamă, zeului mai asta la Orphan of Kos lasă-mă în pace am deci când am văzut cum, ce era, am văzut boss fight-ul prima așa am, am, da. am văzut eu The, the Orphan of Kos mi-a mi plăcut cum sună de Orphan of Kos majoritatea boșilor din, uh, din the, the Soulsborne Games au un nume minunat îmi -mi place mă atrage doar numele în sine Uh, în prima fază și m-am dus să văd boss fight-ul și am văzut chestia aia și eram this is neat, some gore, iese ăla pe care am, văzut, am citit despre care -i? da, stai, ce arma aia cu care dă în tine? It's ah, a, it's, a, fucking what now? Știi fața aia este cu... Este o ce? What? <laughs> da. Da. E mișto. Va să o joc. Și cele, cele două amânări care au și ieșit din anul ăsta sunt Vampire the Masquerade, Bloodlines care trebuia să iasă anul ăsta iese la anul cândva destul de târziu parcă la da, anul nu mai știu da. exact am și niște lansări la un moment dat și au mai fost ceva puști în anul viitor și am uitat e eh, eh, ia, ia ca ce să o vezi o să aflăm anul viitor o, o să aflăm când intrăm în da. sec, secțiunea de jocul care apar anyway a da și a ieșit Marvel's Avengers jocul care ne-a plăcut tuturor foarte frumos mi-a plăcut uh, a, dar n-a ieșit mai de mult pe Steam <laughs> Anul de Marvel Mult Ultimate aștept... Alliance, ok, cool. Da, 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 Mult așteptatul Marvel's Avengers, care a rupt piața și nu și-a recuperat <laughs> investiția. Poate trebuia Square Enix să faceți în continuare de Ex. Păi da, a aduc piața, efectiv, a distrus-o și nu mai putea să mai da, facă da, bani după aia, gata. Economia e. de piață. Exact, s-a dus totul pe fula. <laughs> ah, minunat. Cam atât a fost, atât a fost nu mai partea are. de lansări. În rest, na, o fost mai multe Nu sunt astea, investit astea. în ceea ce s-a lansat, nu știu, e ca și da, cum alt da. eveniment a acaparat anul jocului. Da, ca și cum. Hai că am atunci să ne hype pentru 2021, adevăratul an al jocului. Promitem de data asta. No takes his back, sis. Yeah. În ianuarie, Hitman 3 și Super Meat Boy Forever. Uh, epic exclusive, mi se pare. Nici nu mă pui fara, da. Da. Mă rog. Februarie avem Werewolf the Apocalypse Earthblood, un joc din care nu cred că am văzut nimic până acum, doar un trailer cinematic. Am văzut niște chestii, mă doamne e posibil și niște gameplay. Când am văzut gameplay. Când am văzut și niște gameplay. Nu știu. Da? Cred. Am, am dat click pe câteva, e la în uh, universul Vampire de Masquerade, da, nu? Da, White mm -hmm. of, da, White... uh, World of Darkness, dar faptul că e foarte puțin hype și stă să apară peste două luni... Poate de pe piața. E un pic înghișoră. De răpor. ce? Poate de... Paul, știi ce? Faptul că un joc nu are fucking the hype machine în jurul lui deja mă bucură. Hai să vedem să apară. Da, înțeleg, dar dacă nu are hype machine poate să fie Sleeper Hit sau... Sau sti... Stinky Sleeper, nu știu. Sau Stinky Sleeper, da. Little Nightmares 2, îmi place că alternăm sirenele de data asta. Așa. Wrath, Aeon of Ruin, Edgar, iese aparent. Aștept. But for real, uite, pentru tine l-am și luat. E ok, l-am deja. Aștept să apară. nu, pentru tine l-am și luat, nu l-am cumpărat, l-am aici pe da, 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 eu stau și mă uit la și zic, hai, hai, ieși o dată, vreau să te joc, nu, nu, nu joc în îmi sunt pare rău. Da, Le-am arătat iubirea, dar aștept să iasă. <gântius> în martie apare Prince of Persia Sands of Time Remake Oh, doamne ce căcat Deci fieare în care faza cu ăsta dos, uh, Cât se poate de repede Mie îmi plăcea cum arăta primul -a, Prima versiune pe care l-au arătat Da -a. Ah, Ok, fain, e modern Băi și-au început toți cu What did they do to my boy Shut the fuck up You da, fucking remake nu, Da, nu Tu te Mi-i tâmpit Și au bazat uh, criticile iară Pe niște screenshot-uri low-res Ieșite de nu știu Efectiv, mă dau pas Că tot e căcat Așa Anyway tot în martie, It Takes Two, jocul nou de la Fuck the Oscars Man, care deja am un plan să-mi placă. Da, aștept să pau să și... Cheat, uh, me out of a victory, poate, nu știu, da. pe vedem. Da. Îți dau rematch să știi, îți dau ah, cândva ah, în viitorul că să dau rematch de... Facem de... event, Mayweather vs. Uh... Way Out, da. Și Disco Elysium Final da. Cut, cu ocazie cu care o să te forțezi să-l joci. Nu să mă forțez, o să-l aștept chiar, abia aștept. Da și o să mă forțez, nu o să mă forțez și pe mine, o să fiu forțat da. de circunstanțe să îl rejoc. De creier. O a treia oară, da. De sistemul limbic. Da. De ancient reptilian brain. În aprilie iese Nier Replicant version 1.224487139. Yeah, cu Am eu, deși eu e remake-ul primului. Da, știu, e remake-ul yeah. Near. Dar remake cu versiunii uh, 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 că e a americană Ăla cu the big, the big guy Nu the... Ok, deci nu-i, nu, -i, nu -i cu nu cu e cu nu, nu. Okay. americanii și japonezii Jeez, cum uh, să protagonistul Să faci mai puțin feminat Ca să-l vinzi în stat That's, that's where the funny part is Că au crezut japonezii pe cont propriu, fără studiu de piață, că da. nu merge asta la americani, trebuie big n master, Cum să le vinzi, pentru că știu că uh, secretly, boys. secretly, americanii like their meaty boys. Ah, yeah! <laughs> It's... Le trebuie the, the, Gears Boys Exact Și Humankind Ești deci mulțumit Mihai Și Humankind Vedem dacă detonează Civ 6 Dar at this point Civ 6 e fucking a beast uh, Nu Mihai E safe 4 Ride or die Da, da Oare el știe adevărul? vă las să povestiți Să vă dați parte în parte sigur Așa În mai apare Deathloop Jocul nou de la Arkane Da, da Ăla uh, cu măștile, în nu? iunie Ăla cu măștile? Nu, nu, era cu, cu. Asasinii da. blocați în... Da. Da. În iunie apare Back for Blood de la Turtle Rock Studios, foștii Left 4 Dead. Da. Left for dead. Da, e, 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 e efectiv Left 4. Am văzut jocul. E Left 4 da. Dead. Ceea ce e bine, left nu dead e un joc foarte bun. ce e, rău, adică e, rău, e degeaba, pentru că Left 4 încă în viață. Da, așa e chestia, încă există și se joacă da. Left 4 Dead Dar sure. să vedem cât oferă în plus Am lovit microfonul, sper că nu, nu s-a auzit nimic. Uh, Left 4 Dead încă primește maps pentru el Deci nu e mort da, Left 4 Dead e încă în topul da. Steam la concurrent okay. users sure. good, try your luck, sure, whatever Nu a reușit cu Evolve Evolve era promițător, ah. dar nu a reușit să-l ducă unde merita să fie suficient de repede Ce-au zis ei atunci? <laughs> Hai să facem jocul ăsta care încă e în viață <laughs> Da vede Și unscheduled, adică încă nu știm datele de lansare Avem Evil West de la Flying Wild Hog da. Ghostwire Tokyo, jocul nou de la Tango, Tango Gameworks Cred că se numește studio-ul alu Shinji Mikami mm -hmm. God of War, nu știm încă titlul, dar God of War-ul nou Apare în PlayStation. 2021, sigur? Sau e... A, așa e, okay, okay. Da. Goodbye Volcano High, apropo de ăla cu dinozaurii jocul, Jocuri cu... Feel good, story, narrative, bla, bla, bla. Îmi aduc aminte că vreau să, să joc. A fost anunțat da, de la ceva da. event. Apare GTA 5 în sfârșit? Ah, da. Wow, a adunat cam mult, Jesus. Da, pui, 7, Acum șapte ani trebuia să iasă și iese abia da, acum. Da, PS3, da. asta să iasă pe PS3, pe. Jesus Christ. Da, știu și eu, iasă doar pe PS5, Jesus. Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West. Hogwarts Legacy care a trebuit să te zică de J.K. Rowling. <laughs> da, da. <laughs> cum ar fi să pivoteze direct în Percy Jackson? Să schimbe skin să pun un skin de Percy Jackson peste jos. Percy Jackson mă spune dope. n am ca. Nu știu, le vând eu, le vând eu. O proprietate. Vorbesc cu, cu fata aia de pe Wattpad care a scris Academia White Moon. Mă fac agentul ei și mă duc la, mă duc la Rocksteady. Nu vreți să facem... Un, academia, un joc Academia White Moon cu, cu, cum și ei disperați să scape de J.K. Rowling, da, orice mă chema pe protagonistă Aileen Așa de la Academia White Moon, Jesus Christ ascultați uh, Let's Play de Dragon Age uh, acolo citim Academia White Moon acest nu Harry Potter, Îți <laughs> <It's> românesc <laughs> Așa, Horizon în, în West, cum am zis, jocul ăla Gollum de la Daedalic? Cine pune mai am și da, la acel care avea niște skin și că acum m-am uitat peste ele și de n-a dat impressive anymore. Da, acum că da. în anul RTX-ului și așa mai departe. Da, atunci era, era, era ceva kind of a big deal, că abia vedeam primele imagini cu RTX. Cine scoate mă Gollum-ul, că am uitat? Nu mai știu, Peter Jackson. Daedalic, cred că e Daedalic. Cred că Daedalic, da. Cred și eu. Dacă nu, milen se caut acum. Oddworld Soulstorm apare tot la anul. exclusiv pe Epic mă rog, nu mai zic exclusiv pe Epic pentru că nu că așteptarea mea e că o să fie și pe Steam. Mă faci, nu, sigur nu e pe Steam, eventually. că da, eventually este. Mă, mă bucur eu degeaba, de aia zic pentru mine, e boala mea, Paul, I'm ah, sorry. Da, 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 uite, anul ăsta am văzut, ce se... am văzut că au ieșit pe Steam jocuri care ieșiseră inițial ca... Păi da, erau time de exclusiv. L-au fix un an au da, ieșit și exclusive. pe Steam. Și au vândut mult mai mult pe... Poate um... se învață minte pe viitor. Nu, dar, nu, no, pentru ce? că da. le asigură, da. Le asigură da. Banii e, și financiar da. înțeleg să meargă pe Epic dacă, dacă li se oferă posibilitatea da. 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 eu sunt curios, Epic cât o să mai cât o să ah, mai dureze, nu mai man. fac predicții dar vedem, așa Soulstorm și Psychonauts 2, da. tot anul viitor Shadow Warrior 4 da. 4, da când e și 3 uh, nu 4, 3 3, am eu, cred că am încurcat cu Sirius 4 e posibil, era, da erau unul sub celălalt, erau pe... Da, da, da. ieșit 4 și 4. Pe Ai un, și patru. 4. Platformă. Ai și patru. Da, era pe platformă pe care nu era okay. încă, așa. Sin Reloaded, remake-ul da! Sin. Da! Stalker 2. Iar tot felul de A la 2, doi abia 2 Da, păi Stoker Stalker Shadow of Chernobyl, me. Stalker Clear Sky, Stalker Oh God. Stalker Call of Pripyat și acum Stalker 2. Al patrulea joc din serie. Resident oh, Evil 3. Yeah, Resident Evil 17 de fapt. <laughs> Vampire Bloodlines 2, allegedly. Da, se pare că o să avem multe știi, de, înainte și după lansarea uh, jocului ăsta, că presimtă crunch, uh, cultură toxică, nu știu, Presimt, așa, presim, se. Presimt că o să fie fix aceeași chestie de uh, la Europa. Da, poate cu un potențial de ceva mai nasol, vedem când apare. <laughs> și un căcălău de visual novels vampire Trebuie să-l iau pe alea care au apărut păi, deja. am văzut că sunt multe Și îmi place prezentarea foarte mult And I'm da. down for a good visual novel Cu universul ăsta da. Și mai am aici o notiță și multe filme. După jocuri. Da. Aha, aha. Asta apare la ah, anul? Asta trebuie să... Asta apare la anul. This is what we have to hope for for next year? Atât? Da. <laughs> hai să, hai să facem scorul, Edgar. 6 din 10 A, ah, nu, hai să facem scurul ah, predicții, de anul trecut Ok, ok, pot să încep eu cu tine? Te rog Sau nu? Ah, fac, nu ți-am dat predicțiile tale Le-am pe toate Ba nu, pe ba nu, le-am pe toate le le Că sunt puține, sunt vreo două Da Ok, ok, în primul rând vă dau să menționez că vorbeam de Brexit Înainte de predicțiile de anul trecut Ca și când s-a întâmplat anul ăsta It still hasn't happened S-a întâmplat S-a întâmplat? întâmplat? Like, au ieșit da, uh, nu uh, oficial? Da, nu mai, nu mai este, da, nu oh, mai okay. este în Uniunea Europeană. Da, aia înseamnă că a început un proiect a nevoios de tranziție înspre... Deci a, a da. luat pe la urmă deal sau no deal? Cred că e... Da, că știu că acum, la acum câteva dat, săptămâni că se vorbea de deal sau no deal. Cred că, deci, în, oficial, Marea Britanie nu mai este în Uniunea Europeană. Și Boris Johnson s-a milogit la Angela Merkel să... Uh, would you please, would you kindly? Deci și Angela Merkel i-a spus genul, nume acum, vorbește cu acum, trebuie, să, acum trebuie să negocieze noile... într sunt un fel de perioadă de tranziție, trebuie să negocieze noile tratate comerciale, noile tratate de migrație și așa mai departe. Și acolo cu un deal sau am un înțeles, deal. Am înțeles, Trebuiau să fie pregătite la ieșire, dar n-au fost. Uite, Brexit... Uh... Dar nu mai este. Oficial, oficial Marea Britanie nu mai este în Uniune Europeană de pe la începutul anului. Ia uite, iată. Așa. În Ardă, tu, Paul, ai zis, uh, prima ta predicție a fost că îți mănânci pula. Da, dacă, am, -am notat, dacă, notat cineva, dacă cineva, Nu dacă cineva nu dintre mari publisher și Paul vrea să știu când filmăm. La asemenea lui John Edgar, o să mă trag pe cur și o să spun, Edgar, faptul că Bethesda a fost cumpărat de Microsoft nu poate fi uh, considerat că unul din mari publisher s-a dus pe pula? Ba, kinda, da. Kinda, da. Iată. Am scăpat Te-ai te, te -ai tras pe pula mai bine decât ai grafic, ce să zic <gri> Da, mai grafic, zis evident că glumeam Ok, good, good, good te, te, Trebuie să mă prind să te, un libertarian care își dă cuvântul is worthless to me Trebuia să fac contract să-i zic Semnează foaia asta, man <gri> <gri> Oh, da. God Da uh, Și ai mai zis că o să crească în profil serviciile de streaming uh, și VR. VR. Uh, și vreau da. să menționez la asta că you kind of nail it cu streaming-ul pentru Cyberpunk, pentru că se pare da. că e una dintre puținele metode în care mulți oameni nefericiți de cum le mergea au putut să joace. Da. Stadia nu a fost hit pe care așteptam, dar are... Are o anumită proeminență, lumea îl folosește. Da. Dar GeForce Now e o chestie pe care nu o aștepta nimeni și Și uh, s-a re recuperat GeForce Now pentru că pierduse niște da. jocuri de niște titluri de pe el, dar u ușor au venit da, toți la loc la el și acum sunt... Până uh, se înțeleg da. la bani, da. Ideea e că uh, GeForce Now nu se cere să cumperi jocul încă o dată. Which is a big plus. Da. Merge cu jocul cumpărat. Deci Stadia ar fi atât de, atât de atrăgător ca serviciu dacă ți-ar cere doar abonamentul lunar. Dar de ce Stage? Stage are tehnologie mai bună decât uh, GeForce Now? Are tehnologie diferită, nu știu dacă e mai bună sau mm -hmm. nu. Are o grămadă de chestii care să minimizeze lag-ul, chestii de genul ăsta. Au... Mă aștept că Google are infrastructură de servere în cloud mult mai performantă ca Nvidia. Nvidia are GPU-uri mai puternice pe serverele lor. Am înțeles. Da... Da. Da. Ok. Yeah. Mm -hmm. Știu că are o chestie, are controlul ăla care se... Care se um conectează direct la Wi-Fi care trebuie să reducă din input lag, o de chestii de genul Ce ăsta. Ce să zic acum, Paul, dar uh, și VR-ul, chiar, chiar, și cu aia din o n-au apărut foarte multe titluri de VR, dar apariția lui Alex și succesul lui Alex, uh, raportat la numărul de, de uh, unități de VR de pe piață, a fost kind of, a, kind of a big sign și mulți au început de să facă de mersul să dezvolte jocuri serioase pentru VR. sau so e kind of nailed it on that. Unde o simt, că nu prea mi-a ieșit a fost uh, tot failul lui Oculus Quest Lasă Oculus Quest-ul, da, dar zic de Deși, VR în general Da, lansarea locului Oculus Quest face mai accesibil vr mai accesibil VR-ul jucătorilor Dacă reușesc să-și facă cu succes un cont de Facebook fără să-i baneze. Da, nu, nu. Oculus Quest e kind of dar uh, da. sunt uh, atâtea alte uh, aparate, inclusiv uh, aparatul pe care e recomandat să joci Alex, de uh, Valve Index. Da, Scumpii, ai banii... dar am înțeles că e foarte bun și controlele alea sunt da. excepționale. Uh, Ce mi-am notat aici ca observație la predicțiile astea este că, deținând minte de pe viitor, chestiile astea companiile astea au așa de mulți bani mm -hmm. încât durează mult mai mult să se întâmple da. un crash de companie sau un paradigm shift. Păi ți-am și asta. spus, cred că atunci, amen, tu credeai că da. pică într-un an, na. Dar uite, nici, nici, măcar o pandemie, ba chiar pandemia a ajutat foarte mult să se Deci poate că s-ar fi întâmplat dacă nu era pandemia, Paul, spune Poate. Care crezi că ar fi picat dacă nu era pandemia? Îți tentat să zic Ubisoft, dar nu cred. Nu, are mulți, uh, multe francize no. și chestii. Poate că Bethesda ar fi picat, dar... Bă, e, așa, simt că la un fuck up de. Cred că Bethesda ar fi intrat mult pe zero cu Fallout 76 dacă nu era pandemia și lumea nu era forțată acasă. Cred că le-a mărit numărul nu de dacă... jucători și i-a ținut în joc. Nu știu că Fallout 76 îi e, e așa money maker pentru Bethesda. Nu, dar era kind of like a door break kind of game. Că Dacă, dacă Posibil, nu mergea, da. probabil că i-ai fi băgat în pe roșu. Nu, nu că jocul i ar fi ținut în picioare. A, mm -hmm. da, know. Dar eu, Paul, am văzut ești 2 out of 2. 2 out of two, Paul, that's strong. Ești și cu pula Stars... nemuncată și cu Da, am vrut <laughs> să ies cu toate, toate organele intacte. Um, Edgar spunea că Star Citizen nu o să... Dacă este lansat anul ăsta, well, deja that's, nu that's înțeleg that's profeția asta, <laughs> da. nu o să facă nicio diferență lansarea lui, adică toată lumea care vrea să îl cumpere deja l-a cumpărat. Da. Dacă se lansează azi sau mâine, vinde încă două copii max. Cam așa. Încă mențin că, că deja asta. Hai să păstăm pasta ca long da. term, hai -o long term. term. Hai -o da. Păstăm. Da. Ok. Hai fixaim o să propun. Așa. Noci lansează un joc și aflăm <laughs> iar de ce uităm cine e. <laughs> da. Noci n-a lansat no. niciun nu. joc, nu știi. dar nu știi. poate că a lansat. Dar ne-am amintit de el da. cu ocazia faptul că și-a șters contul de Twitter în schimbul... <laughs> și-a cerut în schimb ca Mark Brown să nu mai vorbească politică pe Twitter. <laughs> și atunci lumea a reaflat cine-i Notch și de ce, de ce nu ne place. Da. Uh, Bethesda își bagă Slayer's Club în cur și moare <laughs> de constipație. Aș putea argumenta că s-a întâmplat asta. <laughs> uh, am murit de constipație, i la Microsoft să le facă nu știu, o clizmă. clizmă. Dar uh, ce era Slayer's Club? Era un, uh, un serviciu de ăsta în care te logai, îți făceai cont și un fel de reward pentru Doom. Uh, a, a fost mai preeminent în Doom internal. Uh, oferea niște mm -hmm. chestii mult mai, uh, mai uh, motivante să-ți faci cont de Slayer's Club, ceea ce mi-am și făcut ca să-mi iau skin-urile. Uh, și uh, atâta, încă e acolo, n-am murit, dar uh, nice. probabil că a trebuit să facă niște surgery, Microsoft, mă gândesc. <laughs> și... Uh, mai avem Fallout 76 single player cumva. I kind of nailed it. Ai că la, like, poți să-l joci single player -a. acum, ca ai și că story -co. nu e da, 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 au băgat pe ce o PC, chestii. Yeah, ia, yeah. uh -huh. Și aflăm că Iohannis e gamer, dar e din ăla care stă mult să-și termine tura. I a stat mult să-și termine totul. <laughs> Știi ceva, Edgar? I'm gonna give you this one. Nu, am aflat despre Iohannis, dar am aflat despre <laughs> alt membru PNL, despre Ciprian Ciucu, da, da. e gamer. Da, uite, am pe aproape. Oh, jeez. ai uitat an una, în schimb. De care? Apare FIFA. E rebootul seriei FIFA. <laughs> ah, și se numește doar da. FIFA simplu. <laughs> Lowercase. FIFA. Nice. <laughs> FIFA. Bun. Uh, well, puf. Ah, bine că n-am zis că mănânc pula pentru niciuna din astea. <laughs> Vrei să mai că să ne mâncăm pula? Da, pe... da. Hai, 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 pre hai, Ce predicție ai tu, Paul? Oh. Zi. Au așa mulți bani. Tu, tu nu mai vrei în da... continuare să cadă unul? <laughs> nu, știi ceva? O să, nu știu, mă aștept ca Tim Sweeney să-și piardă din alura asta de salvator al gamingului anul viitor. Adică e prea vag să existe un backlash. Sub orice formă un backlash, da, un backlash împotriva Epic Games Store-ului, dar nu doar din partea gamerilor. Din partea lumii. că nu pasă. Din partea lumii, din partea, nu știu, media, din partea dezvoltatorilor să... Mă lași să-ți editorializ uh, pe Te rog. Team Sweeney gets cancelled. Team Sweeney gets cancelled, ăla -i. Abia aștept. Dar nu de către nu, mine, nu, nu. că eu am făcut asta de și o să se oprească cu oferitul de jocuri gratis anul viitor. Nu o să mai I mean, primi. can't stop at some point. <laughs> da, deci nu, nu, o să mai primiți jocuri gratis. Uh, fac chestia pe care a făcut-o și Amazon la început, dar uh, this is not the way of the future. Uh, yeah. mai sparg pușculița cu vreun joc de ăsta Păi a fost Alien Isolation acum, Da e destul da, de vechi. Da, Alien Isolation l-am like, cumpărat și eu la 10 euro, Bă, știi, nu știu, nu e posi... cum a fost GTA, cum a fost GTA V, vo -vom știi? Vom fi aflat deja când apare episodul, dar e posibil mâine, uh, marți, să apară Metro... Metro 1, gratis. Metro Last da. Light? Ăla da. nu era pe lista veche? Ba da, da, e și pe lista, lista asta, aia, lista aia e aia și pe aia lista, aia lista fake. asta, pentru că, dacă n-ați observat, a, sunt reguli în the wrapping of the next game și asta are o mască de gaze. Și m-am uitat pe coperta, copertă să... M-am uitat pe coperta lui metro Și cam tot poartă mască de gaze acolo Ok <laughs> So it might be a metro game E posibil să fie metro redux Le am în două la pachet Who knows Dar e posibil da, să fie Nu știu că e chiar la slide E posibil să fie un metro oricum Hai că o, o să caut lista leaked Nu, no, aia no. nu e E, nu e, e falsă aia no, E nu, no, dovedită e, o, lista, da, și te... o lista care s-a și confirmat pe parcurs ah, Ok Te duc frumos Dar da O să o caut, da nu știu ce predicții mai fac. Ah, da, 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 Atâta? Atâta? Epic Games business as usual de la anul? Da, hai că zic că am găsit lista. Deci, Alien Isolation, da? Ieri a apărut Metro 2033, deci primul, mă aștept că Redux. Tropico 5, Inside, Darkest Dungeon, My Time at Porsche, Night in the Woods, Stranded Deep, Solitarica... E ăla de-a lui nu? nu. Ce? Solitarica, uh, Torchlight 2 și Jurassic World Evolution. Cred că complet că ai așa timp de ziua, Jocul de bază e un căcat. Da. No. ok. Cool. Ce să zic? Ce să zic? Asta ai prezis tu? This weekend. Mica... Să weak predictions. nu m-am înainte. I-am scris listă să... Bine. <laughs> da, men, ale tale sunt uh, jokes. Eu okay? chiar încercam să fac the ah, real ah, nu, no, it's fiu... uh, deep cut nu, nu predictions. Poți. Ce ești? Psycho Historian? CD Project Red pierde își pierde controlul asupra acțiunilor. E forțat să vândă acțiuni ca să, ca să recupereze din... Nu, că n-au pierdere. Ba no, da, știu. nu, e poate. posibil să continuă chestia asta cu Cyberpunk. Deja e în stocul la. Da, și-au scos investiția deja. Știu că e Nu, 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 așa au scos înainte să apară la... rifandurile. A, ah, Da, da deci e posibil să continuă. Bine, ok. Si Project place crede și pierde statutul de acționar majoritar la propria companie. Uf. Era să, erau să o pățească deja odată Deci uh, e posibil să o pățească în Știi viitor a da, doua Problema prediție. cu asta este că mi se pare că afectează și gogu Nu? N-am ce să le fac man. Uh, n așpa Îl El afectează și pe gogu pe gogu Ăla e the baby Yoda? Da, gogu <laughs> Ok, that's, that's a good De pui efort la like chestia asta, Pau, nu știu ce să zic <laughs> Da Sunt vizionar să... Cristian Turbopescu uh, al gaming-ului No, that's not my thing <laughs> Pot să zic eu predicțiile mele? pe 2020. Te rog. Ok, fine. Hold on to your, your uh, gaming pants pentru că prima este deja strong. Uh, Disco Elysium the Musical. Vai. O să apară. De ce ai zis? De ce ai zis asta? Cum am nevoie de asta în viața mea, Edgar? Nu știu. Vedem. Poate o să fie blessing, poate o să fie curse. Habar n-am. Vedem. Nu, nu are cum să fie curse. <laughs> cum ar fi Disco Elysium, dar toate personajele sunt pisici. <laughs> Ar fi superb, în primul rând. <laughs> yeah, Loki kind of wanted to. <laughs> ok, mă Dacă ai fi jucat discolizm, ți-ai fi dat seama cât de potrivit ar fi să... Păi ce? Adică ar fi is, deloc nu? outlandish să, să facă... Că e și super realist, hiper real câteodată. Nice, e... nice. Uh, o să joc oricum. Supra realism. Joc, uh, joc audiobook-ul. Uh, da. A doua mea predicție este... Primul cosmetic vândut pentru Cyberpunk după ce se termină patch-ul și toate astea, că o să înceapă cu multiplayer-ul, știi? Că au zis că vor fi da, da, vine. La, va fi penis 69. Cumpărați-o penis 69. Și va fi de aur. Inclusiv asta, asta e nu în că o, o migrăm și pe asta la oaltă cu aia cu Star Citizen, că mi se pare că s-ar putea să apară doar în 2022 multiplayer-ul pentru să Nu, no, un... no, no uh, true uh, to uh, the previous attempt va ieși mai repede și va fi de căcat. <laughs> 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 ok, mai am încă una. În <clears throat> următorul an, pentru că nu poate să ignore realitatea, deși o face public foarte des, Olivia Stel se apucă de streaming și va juca Play și live on stream face rage quit. Wow. Fucking hyper, real, hyper prediction. Here. Kind, kind of vreau și asta. <laughs> să se întâmple? <laughs> să se va întâmpla, se va întâmpla sigur, man. Am, am, vorbit cu astrele <laughs> și mi-au zis. Două opel asta. <laughs> da! <laughs> mi -a zis, titit. Tit. ah, ok, ok, I see. Gotcha, fam. Ok. Următoarea în mea predicție. Bethesda scot Daggerfall HD. New assets, same bugs. I mean, în afară de buguri, da. Good one. <laughs> Știi că este Daggerfall Unity, nu? Da, asta va fi cu asset noi făcute, super, da, mișto. Da, da, Tot frumos, like, Sky, în manjul de Skyrim. Nu, tot. nu, tot 2D, tot, tot doar un makeover la, la sprite-uri, dar rămân bagurile, că nimeni nu s-a atins de cod. Nice. Serial Hades. Dar dus ai personaje principal. Asta chiar sună ceva ce-ar face Netflix. Să sigur. Vezi? Așa le mele. Vezi, nu, Paul, știi ce? Nu ale mele au devenit mai realiste. Realitatea a devenit mai ca Realitatea, dar s-a mulat în jurul. I, I am the nexus, Paul. Este, am, uh, sunt, sunt un, uh, o singularitate de nebunie. Pivotul realității. Everything bends <laughs> around me now. <laughs> Și acum deja știm că codul meu astăzi a fost cumpărat de EA, acum pe ultima 100 de metri, și am făcut predicția asta tot pe ultima sută de metri. Scot FIFA cu mașină. totul original, do not steal. <laughs> Sprocket wheel. wheel. ball. Gata. Da. Yes. It's, it's all, all good. Mi-am făcut datoria. Anul în care o să am dreptate cu toate va fi finalul lumii, Iisus pe, pe pământ și deja a început apocalipsa. You're welcome, guys. Oh, nu. Vine de Rapture. Da vine satana, să... apare satana în uh, regatul lui Israel pentru prima oară, nu știu da, câte da, ani. Da, da. Și Edgar are dreptate cu tot. <laughs> da, da, <tradiția>. și toate <laughs> părinții uite, Vezi, girafe, uh, Minecraft pe cer. <laughs> da, când timpul Israel se întoarce în Zion, da, când da, uh, da. apare o cometă pe cer și când Edgar are dreptate cu <laughs> da, toate e acolo în Biblie, Citiți Biblia, vă rog frumos, ok? Bun. Avem o chestie, o chestie micuță. E de datoria noastră, nu putem să ignorăm. Sunt știrile. Și da. nici în final de an nu se termină uh, știrile. Am uitat să ne organizăm cu ele la început. Deci vreau să te întreb acum din start. Ai știri despre Cyberpunk? Da. Le ignor? Vrei să le... Uh, am, am, și eu mai multe știri despre Cyberpunk. Zim dacă ai am altceva altceva. În afară de Am o chestie. Mi se pare că e singura chestie care nu e Cyberpunk. <laughs> Nintendo of America President calls artificial purchase by deadlines a celebration. Ce nu mai ține minte... Stai, ce? Artificial ce? A, a, Faptul ăla că aveau, pe gradea limite, de cumpărat anumite jocuri. Ah, They ca call ca. it a celebration. Da. Fuck Nintendo. Nintendo merită mai, mai multă muie decât primește, în general. Da, a, trebuie să cumpărați până în martie, altfel nu mai puteți să niciodată romurile astea de jocuri vechi. Muie aia. Și muie Nintendo, asta am avut. Era o chestie mică, era doar prelejul de a spune muie mm -hmm. Nintendo. Îmi pare rău. Hai să trecem la muie CD Ai, Project. altă muie nedată, destul de grav. Ia zi! Cyberpunk merge prost pe console. Ok, ok. Cyberpunk merge atât de prost <laughs> pe console, încât CD Project pe consolele last gen, da. singurele pe care au apărut da. până acum, încât uh, CD Project a zis, ok, știți ce? Vă dăm banii înapoi. Full refunds. Da. Și lumea a început să vorbească cu suportul Sony. Mm -hmm. Să-și ceară înapoi banii pe Cyberpunk. Da. Nu știu dacă ați încercat vreodată să vă luați banii înapoi pe un joc cumpărat prin Sony, uh, prin PS, uh, PS Store. Da. Uh -huh. Nu au o politică de refunds, trebuie să vă cu cineva de la suport și ăla să decidă de la caz la caz dacă îi place de tine, că bine, ok, hai că îți dau just this one time, îți dau, îți dau banii înapoi pe ce ai da. cumpărat. Și când au început să vină cererile de refunds, unii primit și la unii au oprit robinetul Sony. Eu zic că nu mai dăm refunds. Pentru că CD Project nu s-au consultat în prealabil cu Sony, ca să zică, ca să le spună, știți, trebuie să dăm bani înapoi că e stricat jocul. Și nu e o decizie pe care o poți lua unilateral, pentru că te poți gândi, păi da, men, dar ce, că e jocul lor. Au dreptul să dea bani înapoi oamenilor. Da. Not quite. Pentru că din suma pe care o plătește un jucător pe un joc, pe PlayStation mm -hmm. Store, doar 70% ajung la dezvoltator și sunt banii lor de dat înapoi și 30% este taxa de distribuție pe care o percepe Sony sau retailerul în general pentru serviciu de a vinde no. jocul. Serviciu pe care Sony l-a deplinit fără probleme. A exact. mutat, mutat biții din punctul A în punctul B și na, pe partea aia nu, nu prea ai de ce să o ceri înapoi pentru că a funcționat cum trebuie. Na. Mm -hmm. Anyway, Sony, după aceea, a început să-și dea seama că jocul e atât de stricat pe consolele last-gen, încât, chiar dacă nu este vina lor, poate fi perceput ca na, o experiență de căcat pe care o ai pe mașina vândută de ei, pe PS4 de bază, uitați să menționez, pe PS4 de bază și Xbox one de bază se mișcă de da. căcat, pe Pro, respectiv Scorpio, cei care merge mai ok și pe 5 și Series X cu backward Compatibility merge ok. Anyway, și atunci Sony a zis, bine, bine, ok, hai că asta poate să ne provoace nouă probleme, hai că le dăm banii înapoi. Oricine își cere banii înapoi pentru Cyberpunk 2077, își îi primește banii și l retras din magazine. Da, am înțeles că inițial am, am văzut o știre care spuneau că a fost cu, a cerută... CD Projekt Red să o detragă din magazin? Nu știu. În ce Uite, măsură uh, a fost asta? 2077's from the PS Store was a CD Red ok. Vreau doar să menționez că de obicei când un produs este retras de pe rafturi sau din magazine, îi da. o mașină căruia nu-i merg frânele, un ursuleț care e mult prea flamabil ca să-l lași în pătuțul copilului, da. și alte chestii de astea catastrofale și dezastroase. Este efectiv Shovelware care încă este vândut pe, pe magazinul PlayStation. Da. Care nu a fost retras, pentru că nu era la fel de stricat ca Cyberpunk 2077, la fel de nejucabil conform... Da, Story of Black Tiger sau White Tiger? Da, Life, life of Black life of Tiger. Black Tiger. Uh, cum ai zis și tu, n am mințit pe nimeni <laughs> merge da? pe magazinul în care e vândut. <laughs> yep. Minunat. Da. Sony-ul asta, au urmat și Microsoft și Best Buy, care e retailer fizic, Uf. cam peste tot, de unde îți o versiune de consolă sau o versiune fizică, poți să îți iei înapoi banii pe Cyberpunk. Da. kind of a dumpster fire. Mare. Cât era procentajul? 45% copii de console din cele 8 milioane? Cam bani? așa ceva, da, da, da. Am o să-și ia nu o să-și ceară Văd toată, lumea, lume, -o ceară văd multe lume care își joacă da. în continuare și sunt they're having a good time. Uh, nu știu cât... Păi, ascultătorul Ovidiu era pe cale să-și ceară banii înapoi până i-a parvenit din întâmplare un PS5. Și a păstrat uh, jocul și acum joacă pe PS5 și ah, pare că okay. a la, la, mafia de importuri exporturi Da, da, exact Am <laughs> o da. <laughs> picat din spatele lui camion, man. nice. Da, bun, ce s-a mai întâmplat cu cyberpunk ăsta? Că, vă, că a avut așa, <gri> kind of rocky start <gri> <gri> Edgar, știai că dacă craftezi prea multe items în Cyberpunk S-ar putea să-ți corupi uh, salvarea, să nu mai poți juca? Da, și mi s-a părut fucking hilarious Paul, ți-a întâmplat chestia asta? Uh, nu, nu, nu. nici n-am craftat foarte mult Am înțeles, dar bine da, că n-ai făcut-o am înțeles, da Când Creezi un item nou în joc, și se asignează un, un ID unic și ID-ul ăla unic este stocat într-un fișier text, mm -hmm. chiar dacă tu ai distrus itemul, l-ai dezasamblat sau l-ai vândut sau dispare din adică joc, time. Este, da, este, este menținut ID-ul ăla în fișierul, în fișierul de salvare al jocului că a fost craftat un item cu ID-ul respectiv. Da. Dacă craftezi foarte foarte mult și oamenii care pățesc chestia asta aparent au craftat mult, la like, 10 de ore de crafting ca să facă mm -hmm. bani cu ceva item duplication, glitches, cu tot felul de chestii din asta. Deci nu e da. chiar regular play. Nu știu în ce măsură craftingul de un, un număr decent de itemuri îți poate provoca problema asta, nu e ușor să faci crafting, ai tot să materiale, da. în fine. Dar ideea e că oamenii care au făcut 10 de ori, jucat 10 de ore, sau au, rupt, -au rupt de final și au făcut mult crafting, se trezesc că jocul trece de o limită de 8 mega, salvarea trece de de 8 mega și peste limita aia de 8 mega nu se mai încarcă, e văzut ca fiind corupt. Da, permanent. Și <laughs> Da, da, permanent. Și răspunsul este, ne pare rău că o să avem o situația asta, poate o să reușim să reparăm chestia asta, dar salvările corupte vor rămâne corupte. Da, pe ceea ce este kind of a big oof. Remarca pe Reddit, unde am văzut informația asta prima oară, era că... Uh, fain că au reușit după ce i-au triat pe toți oamenii care întâi au văzut review-urile și le-au plăcut după aia au văzut scandalul și le-au plăcut Acum îi uh, dau afară din joc inclusiv pe aia care stau și se joacă 10 de ore pentru că le place Da No, are enjoying it too much Fuck you No da. play Only look Da <laughs> Răspunsul C Project Red If you have used the item duplication glitch please load the save file not affected by it Da, încarcă-te rog o salvare de acum 20 de ore de joc Nice Băi But... Știi ce? E, e dreptul fiecăruia să joace jocul cum vrea, e un joc single player. Nu mi se pare ok deloc să existe da. riscul da. ăsta. Uh, it's kind of... Fără să știi de exact. El. Mi se pare ceva nemai auzit în jocul da. astea moderne. Să-ți fuți salvarea dacă are prea mult content yep. în... Da, că te, folosești, că te folosești prea mult de sistemele jocului. The fuck? Era, un, era ceva moderator pe forum, că am uitat și pe thread de pe forum să văd ce se da. întâmplă, care zicea că Acum niciun joc nu-i gândit să poți face o grămadă adică să sponezi prea multe items de asta. Da, man, nu -i... adică nu, nu ești în consola de la Fallout 4 și sponezi 100 de Death Claws și 100 de Brotherhood Knights să vezi ce se întâmplă. Nu e același lucru. Că te folosești de sistemele jocului cum au fost ele una concepute. la mâna, a doua la mână nu scolui pe salvarea dacă spunezi 100 de Brotherhood of Steel Soldiers și 100 de da, <laughs> Dark Class. Da, și asta. a doua la mână nici măcar Postal 2 nu scolui pe salvarea dacă faci prostin jocul ăla care este janky as fuck și crash la fiecare 5 minute, so yeah. ia. <sighs> Am avut uh, o, un meeting... Da de Devi Cyberpunk cu management. Oh, da. Și aparent lumea este salty. Uh, da. Developerii are not happy. În primul rând, o întrebat-o fost o ce Na, aveți ceva întrebări despre această lansare care s-a întâmplat și oamenii, oamenii, mei au venit like, din start. De ce le-a spus investitorilor în ianuarie 2020 că jocul este gata? pe yeah. Uh, uh, și celălalt care au zis că conform lui Jason Schreier că unul a zis că e un pic ipocrit să faci un joc despre exploatare corporatistă dar să te folosești de overtime obligatoriu <laughs> pentru a face asta da garam fucking crazy și evident că ăștia managerii au zis nu avem planuri să îmbunătățim situația să fim mai pe viitor o mai zis asta și în trecut da Nu no, știi ce? Am mai zis și la începutul episodului sunt probleme în jocul ăsta care nu se rezolvă cu patch-uri. Yep. So, yeah, good luck with that. Mai, eu nu înțeleg crunch, nu înțeleg de să ce e atât ce at, nu, ce atât de uh, aparte la industria jocurilor față de alte industrii, de nu se pot ține de un program. Vrei, îs mai complex de făcut decât un film, poți da să și dai de are crunch. probleme. Știu, dar în principiu, la filme au un plan un plan clar. A, suntem în ziua asta, facem, filmăm scena asta, cam știi și, cam știi și ce probleme poți să întâmpini. Am un stat Rider. -rider. Uh, faptul da. că unele studiouri au un plan cu azi ce facem, mâine ce facem. Nu este valabil pentru majoritatea industriei, sunt și acolo okay. studiouri care fac același caca pe care face CD Project Red. Filmează totul acum că nu mai avem timp de de să revină banii, să filmăm și după aia nu mai filmez în, pe nu știu ce instalator pe care filmez în, într-un depozit pe care le ai închiriat și faci green screen. Se întâmplă și în industria filmelor, la fel cum se întâmplă și la CD Project Red. Dar e, ce cred eu că se întâmplă aici este că industria filmelor, la fel ca și industria jocurilor, este considerată ca fiind acest future job în care lumea nu muncește fizic, nu, nu sapă, nu, nu sparg pietre cu tânăcopul și... Cumva este uh, efortul uman E overlooked, că nu e atât de evident Da, da bă, sigur ești pasionat Da, una la mână, a doua la mână aici. Stai pe scaun, man, nu e mare lucru Eu uh, fac uh, Asambleză uh, autobuze cu scoci uh, So yeah, e, e și chestia asta Îți conștient, am auzit și multe povești horror de pe platourile de filmare, știu că e nașpa și acolo, dar e atât de ubi chestia asta în industria jocurilor, da, cu crunch -ul. Efectiv, toate studiourile ajung în situația asta. Și ok, înțeleg dacă ești un studio mic și publisher-ul îți cere o anumită dată de lansare. Da. Băi, dar auzi de la oameni care sunt independenți sau care au, nu știu, au luxul de a lucra cu un... sau de a avea un anumit renume, încât dacă zic, măi, men, știi, întârzie jocul, asta este. Da. Gen de Last of Us 2. Ce, ce ar fi făcut Sony? Ar fi dat afară pe Naughty Dog din familia Sony dacă mai întârziau un pic cu ăsta? Sunt de sunt independenți. Au investitori, cei drept. Dar ok, investitorii se uită la neapărat la data de lansare, se uită la, nu știu, cât profit iese Na. Ok, poate vor neapărat să iasă jocul în 2020, că altfel nu se încadrează în anul fiscal pizda măsii, nu știu mm. ce. Dar dacă e studiu independent, ar trebui să nu ai probleme astea. Supergiant nu are problema asta. Supergiant a început să oblige oamenii să plece acasă. Da. Am fost reportajul ăla în care spuneau cum lucrează ei. La un moment dat aveau unlimited overtime. Dacă aveai nevoie de zi liberă, îți luai zi liberă. Și au renunțat la chestia aia, cu chestia aia pentru că lumea tindea știind că au un număr nelimitat de zile, să nu-și ia zilele alea libere. Pentru că știu că pot să-și ia oricând deci și iau numai când au nevoie și tind să nu aibă nevoie. Dacă ai... 20 de zile pe an, cum îi la majoritatea firmelor din România, mm -hmm. cam încerci să-ți le distribui și să-ți le consumi. Da. Anyway, da. Nu, înțeleg, nu înțeleg de ce e atât de. O ajuns să fie atât de normal crunch în industria jocurilor. E industria jocurilor ca industria jocurilor, dar, dar nu prea au fost până acum eforturi mai de a opri chestia asta și de a o ataca legal, uh, pentru că e cam greu să da. zici că militezi pentru, uh, nu știu, worker safety în industria jocurilor. În ce, man? Nu, da, uite, Să moare în mine. e good point și am trecut cu vederea chestia asta. În fiind, o industrie istorică, industria filmelor și venind dintr-o altă epocă în care nu era iadul capitalist atât de dezvoltat, au sindicate și au sindicate destul de puternice. Singurul motiv în care le au este că au, fost, au plecat foarte mulți în California, și-au -și supraviețuit cumva pe de McCarthy <laughs> și-au rămas da. în continuare acolo. Dar uh, industria firmelor era și ea plăguită de capitalism debordant. Da, normal, da. ideea e că au niște sindicate care sunt destul de puternice da. și care pot cât de cât să tragă pentru drepturile muncitorilor. Da. În industria jocurilor, care e industrie nouă de 30 și un pic de ani... Acolo nu au avut timp să se dezvolte, ori or au apărut deja după, și majoritatea studiilor sunt în state, astea mari, despre da. care vorbim, mă rog, astea sunt polonezi, nu au ei treabă. Dar, în general, vorbind despre uh, industria jocurilor, sunt mulți în SUA, și în SUA, post-Ronald Reagan, nu prea, nu prea știi ce să a alea, sindicate. Uh, e că mafie, nu? E mafie, da? <laughs> Da, e mafios, e mafios, tot, n-ai văzut uh, filmul, nu știu... fost că... documentarul, Goodfellas. fellas. Uh, da. E... Mă doare capul când aud că doar pentru că industria nouă a trebuit cumva să, să treacă prin aceiași pași. Why the fuck do we have history? Ca să o repetăm, Edgar. Nu ale rolul istoriei. Nu mai depetăm o repetăm, dar... Cei ce uită, cei ce uită istoria nu mai știu cum să o repete. <laughs> nu ai zic ăla. De ce trebuie să stacă prin aceiași pași? De ce trebuie să fie același consecințe direct când s-a finanțat BAM sindicate? Cei ce uită istoria sunt condamnați să o repete din cap, <laughs> să o repete în totalitate la fel cum s-a întâmplat ea, de fapt. Să trecem prin da. aceiași pași. Cei ce nu știu istoria sunt uh, condamnați să dea teză mâine. Fac. Cei ce nu știu istoria sunt condamnați să improvizeze. Ah. Bun. Super. O singură chestie mai aveam legat de CD Project Red. Devotion. Jocul ăla care a fost dat jos de pe da. Steam pentru că a cerut Xi Jinping să fie dat jos de pe Steam, că era un joc taivanez a care fost... avea un easter egg în care făceau mișto de Xi Jinping. A fost și jinping de pe GOG? A fost și jinping de pe Steam. Ah. Și GOG a zis... Vine Devotion pe Good da. Old Games și câteva zile mai târziu o zis Am primit foarte multe mesaje de la gameri care, spun, care spuneau că ar trebui să nu punem acest joc pe magazin, așa că nu-l punem pe Am magazin. Am că și-și împinge gamer.. Man, știi că mă deranjează când îți insulte inteligența companiile astea când încearcă să facă Cine pula mai crede? Multe mesaje de la gameri îngrijorați? Ce, că ce, vrei ce? Să zică, două. ce vrei să Ce două? Să zică că îl dau nu mă interesează, nu mă interesează ce, ce voiau să zic, că e treaba lor, dar faptul că încearcă să arunce publicul sub autobuz, că nu voiați, noi doar facem ce, vreți, ce vrea publicul, nu facem ce vrea Xi Jinping. Aici mi se pare că au făcut o mică eroare de calcul, că CD Projekt în continuu încearcă să să cumva să um, facă pe plac segmentului ăla de gamer stereotipic, care îi foarte neinteresa, știi, I don't like politics in my video games și ea de care facem noi da, mișto, da, da. Și publicul ăla și l și cultivat în mare parte, adică da. reacțiile, reacțiile publicului înainte, înainte să iasă jocul, după embargo, când GameSpot i-a duse un șapte uh -huh. lui Cyberpunk și toți, cum îți permiți să zici asta despre jocul generației noastre? Și după aia iese jocul și are scorul pe Metacritic 2,9 Da. <laughs> și dintr-o dată e ok. După ce ai hărțuit-o pe doamna care a scris uh, review-ul ăla. Anyway. Ah. E publicul ăsta de gamer. Problema că publicul ăsta de gamer nu prea suportă China. Uh, oddly enough, e foarte politic. Uh. <laughs> da. <laughs> și nu cred că este foarte mulțumit publicul de gamer cu decizia de a, de a te autocenzura și să nu pui un joc cu un, un pic de tot de mesaj politic. Uh. No politics in my video. Wow, 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 wow. This needs politics right? now. Anyway. This needs anyway. politics. Știu exact ce spui. Dar m-am săturat că îi văd. Îi văd, le citesc comentariile, știu la ce se supără, știu ce zic influencerii lor pe YouTube sau pe Parler sau pe alte da. servicii ca dacă mai mai primesc. <laughs> It's a shitstorm. Decizia de a zice gamerii ne-au cerut și noi facem ce zic gamerii mi se pare incredibilă. În continuare, e, o, o, să, o să rămână cu publicul ăla, că e deja uh, împământenit. În, uh, e împământenit, uh, da. Și uh, o să vadă cu timp plus că nici CG Project, Red nu sunt genul. <laughs> nu, știu, nu știu în ce măsură e împământenit, pentru că mi-a plăcut remarca lui Jim mm. Sterling, că apropo de criticile aduse lui Cyberpunk, uh, gamerii, M, cu gâmare Așa. Sor... sor o să ca și să-l cu cur de pământ foarte tare când când o auzi critici că știi jocul ăsta poate-ți cauzează seizures, mm -hmm. o criză epileptică, știți, jocul ăsta are probleme, știi jocul ăsta are baguri și -a mai. Nu, baguri. Toate criticile pe care le-au primit înainte de da. lansare. Că acuzații de transfobie, că acuzații de crunch, că din astea și. Nu, nu mai critica jocul, nu mai critica jocul. Până au apărut bagurile. Și cum zice Jim Sterling, acum ai o problemă. Da. Pentru că bagurile te afectează chiar dacă ești alb și chiar dacă ești bărbat. <laughs> <laughs> so now it's a problem. It is. It, e, e, în sfârșit, a, ajuns, e foarte incorrect. A și Să dai. fie o problemă care te afectează. Este... Sper că face mai evidentă orice critică din partea acestor canale de YouTube care se dau a fi all about the games and no politics. Sper că va fi mai evident că de politică nu prea poți să scapi și uh, poate că am putea să make ourselves better și să ne privim cu introspecții dacă cateva pe care le credem și le răspunem, ok? Asta, asta ne propunem pentru anul viitor. Adică noi am făcut-o, ia ascultați primele episoade. Da, Da, sau mai bine nu ascultați primele episoade, primele cam 50 de da. episoade puteți să nu le puteți ascultați. Puteți să ne credeți pe cuvânti, sunt marcate aici spunem cuvântul de gamer, aici spunem celălalt cuvânt de Asta gamer. Asta Paul să pună content warning la toate, într-un efort E. Uh, yeah. Și sper că următoarele sunt mai ok. Da. Deci uh, se poate, se poate, me. Noi am putut. Fuck off. Hai, gamerilor. Și acum suntem în o specie elevată de gamer. Nu, no, nu no, no, este elevată, să doar mai bun. <laughs> yeah, mai we are decât better that. than them, Paul. <laughs> Nu cu foarte mult. E acolo, dar. e, acolo. Maybe un pic mai prietenos pentru mai multe tipuri și categorii de oameni. Oh, Jesus Christ. Ador. Mai avem ceva? Băi, știam că o să ne întindem. Okay. Și nu știu de ce am luat articolul ăsta și oh, -o nu o să-l citesc. Dar fii atent. Știi că mi-e îmi plac foarte mult poveștile cu oameni care au influencer brain, facând da. făcând de influencer? Da. Îți citesc doar titlul și îți spun premisa, mm, da? Ja știu a family lied about their six-year-old child's warzone ban to create viral news. Fantastic, este exact ce mă așteptam de la universul internautic în care trăim acum. Au un copil de 6 ani, Rowdy Rogan, îi, uh, streamer o, de... de, nici nu cheamă Rowdy de Rogan. warzone. Da, <laughs> nu e numele lui real, dar da. Rogan. Oh, nu. No. Și au făcut un întreg skit pe canalul lui, pe care pe tot social media și toată chestia asta e gestionată de taică -să. Și au făcut o, o, întreagă scenetă în care uh, falsau că e banat de, pe, de, a, juca Warzone și vine maică sa și copilul începe să plângă și e o întreagă dramă în casă. Wow! Și joacă, joacă foarte prost și măsa și taică -să și după am început să pună tweet-uri pe, pe Twitter și pe toate rețelele de socializare că free, hashtag free Rogan și să, să încearcă să facă chestia asta virală ca să se bage, să câștige nu știu ce concurs, sincer, voiam să citesc tot articolul ăsta pentru că fiecare, am să-mi highlight-ui ce e interesant și fiecare, fiecare paragraf dezvoluia mai multe informații de care, pe care nu venea să o cred și îi um, da, nu, nu, nu o să mai trec prin asta, căutați-o voi. Pot să reacționez la așa Roddy ceva. Rogan da, e, cea de pe, e, de pe, PC Gamer, voiam să citesc eu. Și vreau să spun că aici am ajuns în 2020. -20. Știi cum sunt mamele alea din filme, arhetipul mamei care își obligă fata să nu știu, să danseze, să participe la beauty pageants da. pentru că ea nu a reușit da, da, da. e fix asta cu părinții tineri care vor să-și proteze că să devină streamer și să fie viral. Hai, you do it. Tu ai șanse mai mari. Noi nu mai avem răbdare la jocuri da. Și dintre toate jocurile What fucking Warzone Really now? Te yep. cu alt joc Nu știu PUBG Fortnite I don't know what kids play nowadays Ok Minecraft Minecraft Da Să te băneze pe Minecraft Jocul nou Minecraft De ce te-a pe Minecraft? Ah, am postat propaganda De un nazist Ah, whoops, whoops, Free Rogan Hashtag Free Rogan Get Rogan on Joe Rogan Oh, no Bun Ăsta a fost știrile anului, gata? O știre una singură. A, a, cred, nu, doar e... că credeam că era asta zi. Nu, iar e un headline care îmi dă informații pe care nu știu că o aveam, dar acum o am. Ok. Uh, filmul, filmul Mortal Kombat apare în aprilie. A, ah, da știam. Eu nu știam, dar iată. N-am mai pus-o la, la Și... podcast, dar știa că se face. A apare atât în cinematografe cât și pe torrent. Scuze, pe HBO Max. Foarte frumos. Pe Warner Brothers, da. Tot, tot, catalogul Warner Brothers din File. Scuze, pe HBO Go. Max, whatever. asta Atât. Astea poștirile. Foarte curajos din patru să facă parte de viață cu toate tracările. They really want to stick it to the movies, to the cinemas, right? băi e un an minunat a fost fantastică mi-a plăcut 10 din 10 aș mai trece prima dată super New Game Plus vedem la anul <laughs> nu știu ce să zic că e ultimul episod pe anul ăsta la mulți ani uh, nu mâncați mult dar mâncați bine sărbători fericite uh, have fun uh, dacă vă vedeți cu de și nu, nu călătoriți foarte mult dacă nu, nu puteți să scăpați asta e poate vă place we don't know uh, și uh, dați mi și mie niște cozonac. E de la cu cremă? dați mi dați niște cozonac lui Edgar. Așa o cozonac. Da la Boromir cu cremă. Nu te să faceți voi cozonac. <laughs> Vreau doar să mai spun că am aflat -o astăzi Vreau și eu să închid cu un gând haios și what the fuck Dar da, ai tot băgatul cât au știut de cât știe Și da, wow Îmi pare rău, e okay, dar... okay. Um, Am aflat astăzi Azi, a, Cu o jumătate înainte de podcast îmi zici Hai mai să nu facem săptămâna viitoare Ce? Da, 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 eram e, Paul Că dacă, oh my god, I'm quitting this It's like, ah, nu mai, nu mai Nu, I just wanted to go on holiday De, de Crăciun și anul ăla, am aflat într-o poză asta, LOL Random Funny Pictures, un screenshot de pe Twitter, cu cineva care spunea că poți să cânti primele strofe din World Pigs în cânte de Crăciun cu fala la 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 și îți voi demonstra. Generals, generals gathered in their masses, fa-la-la-la-la-la-la-la, just like witches at black masses, fa la 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 evil minds to plot that plot destruction, fa la 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 Sorcerer of Death Deconstruction Construction, la, la 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 Asta E, 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 aceeași, măsură, da, mă? e aceeași măsură Da, e aceeași măsură Cât din e aceeași măsură mi se pare merge Hai pe eu pe... să vin la Colin Cu cântecul ăsta Primiți cu War Pigs Da Nice Bacă chitara <coughs> Eu am fost Edgar Eu am fost Paul uh, aștept să ne găsiți Ne găsiți, da Paul Ne găsiți El a fost Paul YouTube, joc și pe 14-16 Exact uh, All vorbe SoundCloud, Spotify, SoundCloud jocuri pe Facebook Tot o să apară pe YouTube în continuare contentul Let's Play și așa mai departe, joc gmail.com, coffee, cum să joc și vorbe. Ciao. Efectiv, e în descriere. Bye! Ciao!